Stimați colegi, membri ai Guvernului, desfășurăm ședința Guvernului la o oră și într-o zi, zicem, neobișnuită. Mai avem ședința de Guvern miercuri la ora 15, dar din câte cunoașteți, mâine pentru această oră este planificată dezbaterea moțiunii de cenzură în Parlament, respectiv nu vom putea desfășura ședința la ora tradițională, de aceea, având multe proiecte acumulate în cancelarie, propun să discutăm aceste proiecte, să le examinăm astăzi și pe măsura disponibilității și posibilității să le aprobăm. Vreau din start să spun că o bună parte din proiecte constituie cadrul normativ secundar pentru implementarea prevederilor incluse în legile bugetare anuale, care astăzi au fost publicate în monitorul oficial și cu această ocazie vreau să aduc mulțumiri tuturor celor care au participat în acest proces foarte complex și complicat de elaborare, promovare, consultare, dezbatere în Parlament și promulgare și publicare. Deci sunt documentele principale financiare ale statului. Slavă Domnului că am ajuns în ziua de 22 decembrie, când aceste documente sunt publicate în monitor oficial, intră în vigoare, iar noi astăzi vom aproba unele hotărâri de guvern care vin să pun în aplicare unele prevederi acestor legi. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au muncit în condiții deosebit de dificile ale acestui an pentru a elabora și a promova aceste proiecte. Acestea au fost, zicem, partea introductivă. Avem o ordine de zi destul de impresionantă, multe proiecte, deci erau colegii să prezinte proiectele succint, clar și, bineînțeles, să le aprobăm doar după ce avem certitudinea că aceste proiecte sunt ceea ce așteaptă, în primul rând, cetățenii. Primul subiect pe ordinea de zi vreau să rog pe doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, să-l prezinte. Vă rog, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin hotărârea Guvernului 837 din 2016. Proiectul în cauză este elaborat în contextul desfășurării acțiunilor dedicate anului lucrătorului medical și în contextul realizării obiectivului îmbunătățirea condițiilor de muncă și motivarea corespunzătoare a angajaților din sistemul de sănătate din planul de acțiune a Guvernului. Proiectul nominalizat prevede etapa a doua de majorarea mărimii salariilor de funcție pentru personalul medical și șoferii de ambulanțe implicat nemijlocit în prestarea serviciilor medicale din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală cu 30% începând cu 1 ianuarie 2021 sau cu 60% comparativ cu salariile de funcție de până la 1 septembrie 2020. Totodată, proiectul prevede majorarea cu 3% a salariilor de funcție pentru personalul administrativ gospodăresc din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Conform prevederilor analogice, personalul administrativ gospodăresc din sectorul bugetar. Cheltuielile necesare aferente majorării salariilor de funcții propuse în proiect se estimează pentru anul 2021 la circa 1.119,3 milioane lei, de care vor beneficia circa 43.000 de angajați din sistemul de sănătate. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări pe marginea acestui proiect, proiect care vine să asigure majorarea cu 30% a salariilor în sistemul medical, o acțiune absolut necesară dacă ne dorim cu toții să avem un sistem de sănătate robust care să poată să ne îngrijească, să avem sănătate cu toții și să oprim exodul de medici în țară. Este a treia majorare în ultimele 8 luni, deci cu 10% s-a majorat la 1 aprilie, cu 30% la 1 septembrie și cu 30% acum la ianuarie. La 1 ianuarie, pe bine meritate sunt aceste majorări și nu sunt încă suficiente, trebuie de continuat. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt,
Stimați colegi, mulțumindu-le medicilor pentru tot ce a făcut, inclusiv în acest an foarte dificil, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc foarte mult. Subiectul numărul 2, vă rog continuați, doamna ministru Numbrăveanu. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. Proiectul propune acordarea unui suport financiar unic în sumă de 1.000 de lei pentru beneficiarii de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 aprilie 2021, al căror cuantum nu depășește 4.000 de lei, precum și beneficiarilor de toate tipurile de alocații sociale de stat. Suportul financiar unic va fi acordat pentru 690.334 de beneficiari de pensii și alocații sociale de stat. Cheltuielile pentru plata suportului unic vor fi acoperite din bugetul de stat, iar plata suportului unic se va efectua prin modalitate determinată, selectată de beneficiar și disponibilă în cadrul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. Evidența plății sumelor suportului financiar unic se va realiza de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Pentru ca să fiu mai explicită, deci pentru pensionari, pentru persoanele cu dizabilități, începând cu 1 ianuarie vor avea posibilitate să primească pensia, dar și alte prestații de care beneficiază. Deci vorbesc și de suportul financiar, și de ajutorul social, și de ajutorul pentru perioada rece a anului, în orice instituție, adică bancară, deci inclusiv prin intermediul Poștei Moldovei, în orice perioadă atunci când vor dori, nu va fi determinată o dată fixă de plată, așa cum exista la Poșta Moldovei un grafic de achitare a plăților sociale, respectiv venim și cu o abordare mai comodă pentru beneficiari și din punct de vedere inclusiv a măsurilor de protecție pandemice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, obiecții la acest proiect. Devine deja o tradiție frumoasă să alocăm din bugetul de stat, bugetul asigurării sociale de stat, categoriilor celor mai vulnerabile de populații, acestui suport bănesc unic, care îl numim noi. Deci în perioada de când avem noi mandatul, este deja a treia suport de cercet și de fiecare dată majorăm și cuantumul, dar și plafonul de eligibilitate, dacă am început în ianuarie am trecut până la 2.000, în octombrie a fost până la 3.000 de lei și iată cum propunem pentru toți cei care au pensia sau mărime prestației sociale mai mic de 4.000 de lei să fie achitat acest 1.000 de lei pentru cetățeni. Doamna ministru, nu știu dacă îmi reținu corect când va fi achitat acest suport. Conform și deci legii bugetului de stat, dar și conform proiectului care a fost prezentat, se propune că aceste plăți să fie efectuate în luna aprilie. Adică începând cu data de 1 aprilie vor fi disponibile aceste plăți, precum este suport financiar. Vă mulțumesc, doamna ministru. Important că aceste mijloace sunt prevăzute în legea bugetului de stat și bugetul asigurării sociale de stat, respectiv. Sumele date vor fi achitate pentru circa 700.000 de cetățeni noștri care, am spus, au o indemnizație, o pensie sau o prestație socială mai mic de 4.000 de lei. Colegi, propun să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 3, doamna ministru, vă rog continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din hotărârea Guvernului 165 din anul 2010. Prin proiectul vizat se aprobă cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și formă de organizare juridică. Conform prevederilor legii salarizării, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețului de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național. Astfel, conform datelor statistice, indicele prețului de consum în anul 2019 față de anul 2018 a constituit 104,84%, rata de creștere a productivității muncii este de 100,9%. Creșterea sumară anuală a indicelui prețului de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este de 5,74%.
Reieșind din rezultatul obținut, se propune ca începând cu 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real să fie stabilit în mărime de 2.935 lei pe lună sau 17,37 lei pe oră. Precizez că în anul 2019 cuantumul salariului minim garantat al salariului, deci constituia pe lună 2.775 lei, iar pe oră este vorba de 16,42 lei pe oră corespunzător. Mulțumesc. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Este un proiect care tradițional se aprobă fiecare an pentru a stabili acest salariu minim pentru. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, continuați subiectul numărul 4. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021. Astfel, salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 este propus în cuantum de 8.716 lei, conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023, elaborată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Cuantumul prognozat al salariului mediu pe economie se aplică la limitarea bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, precum și la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat de mijloacele sindicale și patronatelor, inclusiv din sumele ce nu depășesc salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021, dar și în alte aspecte care sunt reglementate de către legislație. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimați colegi, acesta este un proiect care odată în an este actualizat, aprobat în funcție de evoluția mai multor indicatori, inclusiv macroeconomici. La bază stau calcule minuțioase atât operate de colegi la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei, Biroul Național Statistic, Finanțe, etc., etc. De ce, dacă cineva are alte calcule mai argumentate științific, vă rog să le prezentați. Dacă nu, vă rog să, aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Deci salariul mediu pe economie, 8.716, parcursul anului viitor. Subiectul numărul 5, domnul ministru economiei și infrastructurii, Anatol Usate, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezinte în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu legea bugetului de stat pentru anul 2021, care prevede alocarea în fondul rutier pentru drumurile publice naționale a sumei de 1.532.059.000 lei, sumă compatibilă cu alocații pentru anul curent. În scopul elaborării proiectului programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, s-a efectuat o investigație a rețelei drumurilor publice naționale și a lucrărilor de artă, în rezultatul căreia s-a stabilit sectoarele care necesită executarea lucrărilor de întreținere periodică și care au fost incluse în program. Într-o promovare viziunii Ministerului Economiei și Infrastructurii, care a fost astăzi dezbătută și aprobată în ședința Consiliului Fondului Rutier, continuăm micșorarea treptată a volumului de lucru pentru întreținere de rutină și cea periodică, în favoarea majorării finanțării pentru lucrările de reconstrucție, construcție și reparație capitale a drumurilor publice, deoarece intervenții mai capitale și de durată. Astfel, pentru întreținere de rutină, care include lucrări de promovare, gropilor, profilare, părții carosabile cu adaos de materiale și așa mai departe, pentru acest an este planificată sumă de 351 de milioane, comparativ cu 416 milioane pentru acest an. Pentru anul viitor, 351 de milioane, mai puțin pentru anul viitor cu 60 milioane lei, aproximativ. La fel, micșorarea este planificată pentru întreținere periodică, care noi propunem sumă totală de 300 milioane de lei, comparativ cu 416 milioane de lei pentru anul viitor, diminuare cu aproape de mai mult de 100 milioane de lei. Totuși sunt surse suficiente pentru a întreține
Dacă vorbim de variante drumuri petruite, 106 km de drumuri planificăm pentru întreținere periodică și întreținerea drumurilor cu îmbrăcăminte de beton asfaltic. Avem, planificăm pentru anul viitor 75 km aplicarea covarelor de asfalt și tratament bituminos pe o lungime de aproape de 130 de km. Această diferență de milioane, unde noi propunem să fie utilizate? În primul rând, pentru lucrări de reparație capitală a drumurilor și construcții ingineriești. În proiectul cu programul, noi preconizăm executarea lucrărilor de reparație capitală și construcții în sumă de 553 milioane de lei, mai mult de jumătate de miliard. Comparativ cu sumă de... Scuzați, vă rog, au fost modificate cifre. Sumă de 395 de milioane de lei pentru anul curent. Majorăm cu aproape de 160 de milioane de lei reparații capitale, construcție și reconstrucție drumurilor. Asta ne permite, în primul rând, să finalizăm proiectele care au fost lansate pe parcursul anilor precedenți. Este vorba de aproape de 71 de kilometri și 5 poduri, care au fost lansate 17 proiecte. La fel, avem lansăm acest an încă 8 proiecte suplimentare din acele 750 de kilometri de drumuri care noi am început proiectarea în anul curent. Acestea sunt cifrele generale pe capitolul de cheltuieli în fondul rutier. Ținând cont de cele menționate, solicităm aprobarea proiectului. Domnul ministru, vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest program de implementare, executare a fondului rutier pentru anul viitor, care depășește 1,5 miliarde și acest an. Cifrele nu sunt compatibile, domnul ministru, sunt comparabile și sunt egale cu cele ce e executat în 2020. Deci menținem această abordare de investiții masive în infrastructură și fondul rutier este doar o parte a investițiilor în infrastructura drumurilor. Mai avem și acei bani enormi care merg la autoritățile publice locale din nivelul 2 și 1, tot fondul rutier, dar sunt și acele proiecte care sunt finanțate inclusiv din resursele atrase de pe extern și care se valorifică în țară. Stimați colegi, deoarece este necesar ca aceste proiecte să fie lansate, procedurile chiar de la începutul anului, propun să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc și folosindu-mă de ocazie, vreau să mulțumesc tuturor drumarilor, tuturor celor care au fost în acest an implicați în procesul de reparație, construcție a drumurilor, atât companii locale cât și străini pentru muncă depusă în acest an, ca niciodată au fost construite și reparate multe drumuri, valorificate resurse importante și sper că acest timp de revitalizarea infrastructurii drumurilor în Republica Moldova să continue și la anul și mulți ani înainte, pentru că de muncă este foarte, foarte, foarte mult în acest domeniu. Subiectul numărul 6, domnul ministru Anatol Usatăr, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexului numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 314 din 2020, cu privire la aprobarea programului de reparație a drumurilor publice naționale și a programului de reparație periodic și întreținerea drumurilor publice naționale, locale, comunale și S3, așa numit programul Drumuri Bune 2020. Proiectul este elaborat în temeiul prevederilor articolul 2, litera A prim, din legea bugetului de stat pentru anul 2020 și are drept scop modificarea programului de reparație a drumurilor publice naționale și programului de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și S3, care privede modificarea volumelor alocațiilor stabilite inițial, reșind din valoarea acestora până la finalul curent. Anexa numărul 1 pentru drumurile naționale, micșorăm alocații cu 83,9 milioane lei, datorită faptului că nu toate licitațiile au fost petrecute pe parcursul anului, unele au fost repetate de 4 ori și așa și nu s-au soldat cu un succes. Suplimentar, în program au fost incluse mijloacele necesare pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale, ploi abundente, înregistrate la 29 septembrie și 10 octombrie curent, raionul Cimișlii și Leova, în procesul de reparație a drumurilor. Proiecte care au fost în decurs de reparație și în urma precipitațiilor abundente au fost deteriorate, noi am fost nevoiți, conform contractelor, să alocăm subsidii suplimentare pentru a lichida aceste consecințe. Mai mult ca atât, avem și diferențe dintre valoarea estimativă și oferta judecată. Aici tot sunt
repartizări pe intern, dar fără modificare sumei totale pentru drumuri naționale, pentru drumuri locale și străzi. Domnule prim-ministru, la moment drumul bun este finalizat cu excepție la trei raioane. Raionul Florești a rămas un sat, raionul Hâncești a rămas un sat, raionul Cahul a rămas un sat. Și a patria, nu raion, dar unitatea teritorială Găguzie, trei sate la care se lucrează la moment. Este executat la nivel din 99,7% acest program. Urmare modificărilor, cum am menționat mai sus, urmare modificărilor din program de reparație a drumurilor, suma alocațiilor a fost micșorată cu 83,9 milioane lei. Conform celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul respectiv. Informația este clară. Aceste condiții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc și vreau să mulțumesc și aici tuturor celor care au fost implicați în implementarea programului Drumuri Bune 2020 în acest an. Și aici au fost volume mari, ca niciodată sumă record, 1.300.000 și ceva de milioane de lei. Și vedeți că procentul de executare la ziua de astăzi este unul mare. Este de dorit ca acele câteva localități care au rămas să fie finalizate lucrările, astfel încât să asigurăm implementarea completamente a programului respectiv. Subiectul numărul 7, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii 1478 din 2002 cu privire la indemnizații adresate familiilor cu copii. Scopul proiectului constă în promovarea măsurilor proactive de susținere a familiilor cu copii. Proiectul dat a fost elaborat în baza legii privind prestațiile sociale pentru copii și are drept scop majorarea cuantumului acestora după cum urmează. Se majorează indemnizația unică la nașterea copilului cu 1160 lei, se majorează indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani în cazul persoanelor asigurate, iar în cazul deci plafonul minim, iar în cazul persoanelor neasigurate cuantumul lunar al acestora de la 640 la 740 lei, precum și se majorează indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină de la 320 la 370 lei. Pentru anul 2021, de indemnizația unică la nașterea copilului, vor beneficia circa 36.245 copii, de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 42.558 copii și de indemnizația lunară de suport, circa 4.014 copii. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect care, după cum a fost menționat, prevede majorarea cu 1160 de lei, indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul proiect, numărul 8, doamna ministru, vă rog continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 2 din regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin hotărârea Guvernului 470 din 2006. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul executării prevederilor legii 121 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, ca urmare a modificărilor operate prin legea 138 din anul 2020. Proiectul dat propune măsuri suplimentare de protecție socială prin majorarea cuantumului alocației lunare de stat pentru participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și de pe teritoriul altor state, cu 200 lei, persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului din categoriile specificate mai sus, persoanelor cu dizabilități ca urmare a participării la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, majorarea alocației cu 100 lei, persoanelor decorate cu ordine și medalii pentru munca asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului în timpul celui de-al doilea război mondial, o majorare de 100 de lei,
Soții participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acțiunile de luptă pe timp de pace căzuți la datorie, ai persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, decedați cu 250 de lei. Rog susținerea acestui proiect. Doamna ministru, vă mulțumesc. Mi plac proiectele care le prezentați dumneavoastră. Stimați colegi, ce întrebări sunt, dacă sunt, sau obiecții? Nu sunt. Proiectul prevede majorarea contumului acestor indemnizații pentru mai multe categorii. Aici remarc, în primul rând, majorarea pentru veterani. Aceste indemnizații care până la 1 ianuarie 2020 era exact de 5 ori mai mică decât va fi de la 1 ianuarie 2021. Deci, de 5 ori a majorat această indemnizație pentru veteranii care au apărat integritatea și independența Republicii Moldova. Asta la capitolul fapte nu vorbe. Deci eu vreau să vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021. Proiectul a fost elaborat în scopul organizării procesului de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2021 pentru acțiuni în caz de pericol sau declanșarea situațiilor excepționale, cât și controlul realizării implementării actelor normative în domeniul protecției civile, în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorități ale administrației publice centrale, în unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizații și instituții, indiferent de forma de proprietate. Prin prezentul proiect se propune aprobarea planului calendaristic de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021, care stabilește măsurile de bază de pregătire la protecția civilă, instituțiile implicate și termenele desfășurate în activități. Vor fi desfășurate 8 antrenamente în 8 localități, 17 controle ale stării protecției civile și apărări împotriva incendiilor. De asemenea, se propune spre aprobare planul de completare cu audienți al Centrului Republican de Instruire pentru anul 2021, prin care sunt stabilite categoriile și termenele pentru instruirea la protecția civilă a persoanelor responsabile de organizarea măsurilor protecției civile în unitățile administrativ-teritoriale. Pentru implementarea proiectului nu este necesară alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat și rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect despre măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog mult să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, doamna ministru Viorica Dumbrăvean, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezent atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor, nomenclatorului lucrărilor și serviciilor contraplată și mărimea tarifelor la acestea, precum și a regulamentului privind modul de formare a veniturilor colectate de către instituțiile publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită funcția de fondator. Elaborarea proiectului în cauză este determinată de necesitatea actualizării nomenclatorului serviciilor și lucrărilor prestate contraplată de către instituțiile publice din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu legea privind finanțele publice și responsabilităților bugetar fiscale, legea cu privire la ocrotirea sănătății, legea asistenței sociale și codul educației. Conform prevederilor proiectului hotărârii de guvern, se aprobă nomenclatorul lucrărilor și serviciilor prestate contraplată
iar mărimea taxelor pentru activitatea de producere și serviciile prestate se calculează și stabilește de către instituțiile publice reieșind din sinecostul lor, iar mărimea taxelor pentru serviciile educaționale prestate de către instituțiile de învățământ medical, care activează în condițiile de autonomie financiară, se aprobă de către Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională, Consiliul de Administrație, conform competențelor și atribuțiilor stabilite în Codul Educației. Veniturile instituțiilor se formează din mijloacele financiare colectate pe conturile acestora, provenite din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor contraplată, darea în locațiune a patrimoniului, donații, sponsorizări, achitarea taxei unice la cererea de adopție internațională și alte mijloace bănești integrate legal în posesia instituțiilor. Ajustarea taxelor pentru lucrări și servicii prestate contraplată se efectuează anual, ținând cont de indicele prețului de consum. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt câteva întrebări la acest proiect de metodologie de calcul a tarifelor. Proiect important, examinat de instituții, avizat pozitiv din câte am discutat anterior. Dacă la această etapă nu au apărut întrebări suplimentare, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, subiectul numărul 12, vă rog, continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind acordarea, suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobată prin hotărârea Guvernului 1246 din anul 2018. Astfel, regulamentul a fost revizuit și prevede pentru pensionarii care beneficiază de pensie din partea altui stat și au atins vârsta standard de pensionare, conform legislației naționale, acordarea statutului de persoană asigurată de la data solicitării pentru perioada beneficierii de pensie. Pentru veteranii de război și participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, acordarea statutului de persoană asigurată de la data înregistrării cu statut de veteran de război sau statut de participant la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, la organul administrativ militar teritorial, dar numai devreme din 1 ianuarie 2021. Și totodată se suspendă la scoatere din evidență acestor organe. Luând în considerare cele expuse, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la acest proiect, minimar tehnic. Poate nu ne mijlociți în acest proiect, doamna ministru, acel proiect de lege pe care noi încă l-am aprobat în guvern în februarie și a avut atâtea necazuri prin Parlament privind acordarea poliției medicale gratuite, să zicem așa, pentru veterani pe perioada când nu sunt antrenați în câmpul de muncă. Care este până la urmă finalitatea și ce facem pentru implementarea lor de când? Aceste prevederi, vă rog. Domnule prim-ministru, așa cum ați menționat, de fapt este vorba de un proiect tehnic, dar acest proiect de hotărâre de guvern vine să implementeze anume acea lege, deja care a fost și promulgată și publicată, și care de la 1 ianuarie, deci anul 2021, va atribui statutul de persoană asigurată de către guvern veteranilor de război, deci într-adevăr care nu au niciun statut determinat, deci persoane cu dizabilitate sau angajarea în câmpul muncii, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, dar va acorda și dreptul, deci de persoană care este asigurată de către guvern, pensionarilor care au atins vârsta standard de pensionare în condițiile legislației naționale, dar care primesc pensia conform legislației unui alt stat. Deci este vorba de trei categorii care de la 1 ianuarie 2021 vor fi asigurate de către guvern. Proiectul vizează și categoria respectivă de veterani. De ce, stimați colegi care n-au știut ca mine, rog să ne expunem. Dacă nu sunt întrebări suplimentare, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, vă rog continuați, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea semnării
aranjamentului administrativ între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Federației Ruse privind aplicarea acordului între Republica Moldova și Federația Rusă privind securitate socială. Rolul aranjamentului administrativ constă în stabilirea condițiilor și procedurilor de colaborare și comunicare între autoritățile și instituțiile statelor părți în vederea aplicării acordului. Astfel, se prevede modalitatea schimbului de formulare, documentelor și informațiilor necesare pentru stabilirea dreptului la prestații de asigurări sociale pentru persoanele îndreptățite. Prevederile aranjamentului vor oferi dreptul la pensii persoanelor care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova și sau în Federația Rusă. Aranjamentul administrativ va intra în vigoare la data intrării în vigoare a acordului și se aplică pe durata valabilității acordului. În contextul celor enunțate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la acest proiect foarte important, care sează, cred că, sute de mii de cetățeni Republicii Moldova, cel puțin zeci de mii. Ce se vorba este un aranjament, acord între Republica Moldova și Federația Rusă pentru o asistență, o securitate socială mai înaltă pentru cetățeni. Nu sunt întrebări. Mulțumim tuturor celor care au fost implicați în elaborarea, negocierea, discutarea acestui proiect și vă rog să aprobăm proiectul dat. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea regulamentului privind condițiile, modul de asigurare, evidența și distribuirea biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin hotărârea 190 din 2010. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul armonizării prevederilor regulamentului la prevederile legii cu privire la veterani ca urmare a modificărilor care au fost operate în anul curent. Proiectul prevede acordarea dreptului la tratament sanatorial soților, soțiilor, participanților la acțiunile de luptă în timp de pace din rândul militarilor căzuți la datorie, soților, persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, precum și copiilor persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedat odată la 3 ani. Vreau să aduc la cunoștință că acest proiect a fost promovat ca rezultat al consultărilor care au avut loc cu veteranii. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la acest proiect. Într-adevăr, s-a discutat inclusiv pe platforma Consiliului Național al Veteranilor și este și o solicitare pe care noi suntem bucuroși să satisfacem la această etapă. Colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, continuați următorul subiect, numărul 15. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de guvern numărul 102 din 2020 cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării medicine pentru anul curent. Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor codului fiscal, dar și a legii privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor, cât și a planului de fabricație și raportul privind utilizarea cuantumurilor de alcool etilic nedenaturat prezentat de producătorul farmaceutic. În proiectul hotărârii Guvernului este prevăzută completarea listei utilizatorilor și a cuantumurilor de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, repartizate acestora pentru anul curent, cu o poziție nouă a unui nou producător licențiat cu activitate farmaceutică în cadrul laboratorului de microproducere și modificărilor cantităților totale de alcool etilic nedenaturat. Astfel, vreau să menționez că includerea noului fabricant în listă a fost efectuată urmarea demersului parvenit din partea Agenției Medicamentului și dispozitivelor medicale, precum și a planului de fabricație prezentat de către beneficiar. În ansamblu, vreau să menționez cuantumul de alcool etilic nedenaturat solicitat pentru anul 2020, cu modificările care urmează a fi realizate, este unul în diminuare comparativ cu anul 2019 cu 4,83%. Rog susținerea acestui proiect.
Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect prezentat de doamna ministru Dumbrăveanu. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, dacă nu ați obosit, vă rog să continuați subiectul numărul 16. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor numărul 2 și 3 la hotărârea numărul 22 din 2019 privind constituirea instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, abrogarea și modificarea unor acte normative care a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în scopul îmbunătățirii procesului de activitate a instituției și prestării serviciilor beneficiarilor. Proiectul hotărârii Guvernului prevede expunerea în altă redacție anexelor numărul 2, structura instituției publice, precum și anexe numărul 3, organigrama instituției publice, CREPOR, necesitatea fiind determinată în urma activității acesteia pe parcursul anului 2019, și anului curent, după reorganizarea prin transformarea întreprinderii de stat în instituție publică. Efectivul limite al instituției publice nu se modifică și rămâne același număr de 315 unități. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Nu văd doritor de a pune întrebări, este clar proiectul, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, subiectul numărul 17, vă rog, dumneavoastră. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiect de hotărâre care a fost elaborat în contextul legii 191 din anul 2020. Astfel, proiectul de hotărâre a Guvernului are drept scop restabilirea Inspectoratului de Stat a Muncii a funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății muncii și în domeniul raporturilor de muncă, asigurând integritatea funcțională a acestuia în conformitate cu prevederile convențiilor Organizației Internaționale a Muncii ratificate de către Republica Moldova. Totodată, proiectul prevede asigurarea funcționalității sistemului de control în domeniul securității și sănătății muncă și deblocarea situației referitor la conflictul de competență între cele 10 autorități cu funcții de control în domeniul securității și sănătății muncă la efectuarea controlului de stat și cercetării accidentelor de muncă. Proiectul prevede norme procedurale elaborate în scopul executării legii 191, modul și procedura de transfer atribuțiilor de control în domeniul securității sănătății muncii și atribuțiilor de cercetare accidentelor de muncă și de la autoritățile competente în domeniul siguranței ocupaționale către Inspectoratul de Stat a Muncii. Astfel, prin proiectul dat se operează modificări în 14 hotărâri ale Guvernului și anume hotărârea cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat a Muncii, hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea a 9 autorități competente în domeniul siguranței ocupaționale, hotărârea care aprobă regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, dar și hotărârea ale Guvernului care aprobă cerințe minime de securitate și sănătate muncă. Proiectul a fost consultat, deci în cadrul dialogului social, cu toate părțile interesate, inclusiv cu autoritățile centrale de resort. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări referitoare la modificarea hotărârilor Guvernului și care vizează inclusiv Inspecția Muncii. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc, stimați colegi. Următorul subiect îl rog pe domnul viceprim-ministru, ministrul al finanțelor, Sergei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de codul vamal, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1140 din 2005. Prezentul proiect a fost elaborat în vederea asigurării corecte și temeinice a procesului de supraveghere și evidență a mărfurilor plasate în regimurile vamale suspensive de perfecționare activă și perfecționare pasivă. În acest sens se propune completarea regulamentului respectiv cu modelul tip uniform al decontului de justificare, care actualmente se prezintă în formă liberă și nu reflectă în totalitate informația necesară derulării conforme a regimurilor. Totodată,
în vederea asigurării corectitudinii acordării regimului vamal de admitere temporară la unele categorii de mărfuri și în special la cutiile din carton, plastic, lemn, se propune acordarea cadrului legal național la prevederile legislației internaționale și anume la Convenția privind admiterea temporară încheiată la Istanbul la data de 26 iunie 1990 prin stabilirea expresă a mărfurilor care reprezintă ambalaje. De asemenea, în scopul simplificării procedurii de introducere și scoatere a mărfurilor autohtone pe și de pe teritoriul zonelor libere, se propune completarea proiectului cu o normă care prevede că organul VAMAL permite intrarea mijlocului de transport cu marfă în zona liberă pentru efectuarea operațiunii de încărcare-descărcare succesivă. Implementarea proiectului nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare de la buget, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. În eventualitatea în care aveți întrebări, vă rog, dați-mi de știrea. Nu avem întrebări, respectiv vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 19, vreau continuați, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la stabilirea pentru anul 2021 a marjei maxime în cadrul programului de stat Prima Casă. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în temeiul articolului 6, alineatul 2, litera B, din legea numărul 293, privind unele măsuri în vederea implementării programului de stat Prima Casă. Potrivit căruia, una din componentele ratei maxime a dobânzii anuale la creditele acordate o constituie o marjă maximă de până la 3%, care anual este precizată de către guvern. Prin prezentul proiect se propune stabilirea pentru anul 2021, a marjei maxime de până la 3% anual, marjă care va fi aplicată la contractele de finanțare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În urma implementării proiectului va fi eliminată problema termenului de rambursare redus până la 7 sau 10 ani pentru creditele acordate în program de către băncile creditoare, fiind posibilă revenirea la termenul de rambursare de 25 de ani pentru creditele corespunzătoare. Proiectul a fost supus avizărilor de către autoritățile și instituțiile publice interesate, precum și a fost expus expertizei juridice și anticorupție. Rog acceptare proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt câteva întrebări referitor la acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog să continuați, domnule viceprim-ministru, subiectul 20. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la modificarea regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin hotărârea guvernului numărul 74 din 2019. Scopul proiectului este perfecționarea cadrului normativ în domeniul evidenței și calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, ca rezultat al propunerilor parvenite din partea mediului de afaceri. Principalele modificări vizează reglementarea modului de calculare a amortizării pentru entitățile care efectuează tranzacția de la un regim special de impozitare la cel general, precizarea momentului încetării calculării amortizării în scopuri fiscale, stabilirea modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii prin comercializare sau schimb a autoturismelor, indicarea modalității de stabilire a duratei de funcționare utilă la data tranzacției pentru investițiile efectuate în mijloace fixe. Implementarea proiectului nu necesită alocarea de mijloace financiare din buget. Proiectul a fost supus consultărilor publice cu mediul de afaceri, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt întrebări sau careva intervenții legate de acest proiect, pe care ca și tot celălalt le-am discutat preventiv, le-am examinat și parcă am scos toate întrebările. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog să continuați, domnule viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale guvernului.
Proiectul are drept scop ajustarea cadrului normativ secundar la modificările legislației efectuate prin legea numărul 257 din 2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Este vorba de politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Proiectul prevede modificarea a 12 hotărâri de guvern, asigurând astfel un cadru normativ unitar, atât la nivel primar cât și secundar, prin prisma următoarelor ajustări. Revizuirea spectrului scutirilor acordate persoanelor fizice la impozitul pe venit, impozitarea veniturilor persoanelor fizice din dobânzi, acordarea dreptului la restituirea taxei pe valoare adăugată în cazul modernizării mijloacelor fixe, anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare, descrierea evenimentelor care urmează a fi considerate forță majoră, circumstanțele și lista actelor în baza cărora urmează a fi certificată producerea acesteia, reglementarea mecanismului de achiziționare și utilizare a timbrelor de consum. Suplimentar sunt promovate măsuri necesare aducerii în concordanță a mecanismului de asigurare socială, a reprezentanților profesiilor conexe justiției, ce este vorba de avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați și mediatori. Proiectul a fost supus avizării de către Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Recomandările acestora fiind incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor. Sunt condițiile expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări la acest proiect arhi-important pentru, de fapt, punerea în aplicare a politicii bugetare fiscale pentru 2021, proiect la care colegii au lucrat în paralel cu promovarea în Parlament a politicii bugetare fiscale. Deci este acel cadru normativ secundar, fără de care nu poate fi implementată legea respectivă. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 22, vă rog, continuați, domnule viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea catalogului mijloacelor fixe. Inițierea procesului de ajustare a catalogului a fost condiționată de necesitatea corespunderii acestuia cu evoluțiile și realitățile proceselor economice, ultima ajustare a acestui catalog fiind efectuată în anul 2003. Catalogul urmează a fi aplicat în scopuri fiscale de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător pentru mijloacele fixe puse în funcțiune începând cu data din 1 ianuarie 2021, și în scopuri de raportare financiară de către autoritățile, instituțiile publice pentru mijloacele fixe puse în funcțiune începând cu 1 ianuarie 2022. În proiect se propune ca durata de funcționare utilă să fie stabilită sub forma intervalelor cu reguli specifice de determinare pentru sectorul privat și cel public. Este important de menționat că denumirea mijloacelor fixe și pozițiile tarifare pentru categoriile de mărfuri care pot fi importate au fost aduse în concordanță cu nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin legea numărul 72 din 2014. Totodată, la propunerea mediului de afaceri și autorităților publice, proiectul a fost completat cu poziții noi. Proiectul a fost supus consultărilor publice cu mediul de afaceri și autoritățile cointeresate. Obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivare proiectului. Reșind din cele menționate, rog acceptarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt aceste careva întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări și aici o muncă enormă depusă de colegi de la Ministerul Finanțelor și de alte instituții. De ce vă rog să aprobăm proiectul? Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 23, continuă, domnul viceprim-ministru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate. Proiectul prevede prelungirea pentru anul 2021 a moratoriului privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate. Măsurile politicii salariare propuse pentru anul 2021 au un impact considerabil asupra bugetului public național,
cheltuielile de personal fiind prognozate cu o creștere de peste 817 milioane lei față de nivelul aprobat pentru anul 2020. În aceste condiții, pentru a nu afecta funcționalitatea autorităților, prin prezentul proiect se propune aplicarea moratoriului asupra încadrării personalului pe funcțiile vacante constatate la 30 noiembrie 2020. Totodată, se recomandă Casei Naționale de Asigurări Sociale, autorităților publice locale și autorităților publice independente, la fel, să suspende încadrarea personalului pe funcțiile vacante înregistrate la aceeași dată. Măsura respectivă are o formă cu caracter temporar, fiind aplicabilă până la data de 31 decembrie 2021. Pentru informare, menționez că numărul de unități de personal care ar cădea sub acest moratoriu la angajare este de circa 13.700 unități, iar economiile din punct de vedere de cheltuieli bugetare necesare salarizării acestor unități ar fi de 1,5 miliarde lei. Totodată, menționez că în proiectul de hotărâre este indicat că, în cazul de stringentă necesitate pentru asigurarea funcționalității normale a instituțiilor finanțate din bugetul de stat, solicitările de angajare se vor coordona cu Ministerul Finanțelor. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, obiecții la acest proiect, este un proiect care... Bineînțeles, generează de fiecare dată discuții, dar este o necesitate, deci un proiect care deja al treilea an îl aprobăm. Ne străduim în instituțiile guvernamentale să menținem un număr limitat de angajați, astfel încât să avem aceste economii la cheltuieli de personal. Spre regret, nu toate instituțiile statului susțin sectorul guvernamental. Avem instituții subordonate nu guvernului, care nu prea mențin această abordare sau nu merg cu această abordare. Noi la guvern trebuie să fim economi. Deci, repet, este a treilea an când se aprobă acest moratoriu și eu propun să-l susținem și pentru anul 2021, mai ales că în cazul când este necesitate stringentă, Ministerul Finanțelor examinează adresările și au fost multe cazuri când și s-a acceptat. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 24, domnul viceprim-ministru Pușcuță, continuați, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea semnării acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Intenția semnării acordului menționat derivă din necesitatea alinierii la standardele internaționale de efectuare a schimbului de informații în scopuri fiscale. Ca urmare a devenirii Republicii Moldova în noiembrie 2016, membru al Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale. Acordul va permite Republicii Moldova să efectueze schimbul de informații cu jurisdicțiile semnatare în scopul identificării persoanelor fizice sau entităților care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor prin transferul mijloacelor financiare în conturile din străinătate. La aceasta menționăm că schimbul va cuprinde informații aferente deținătorilor, conturilor, soldurilor în conturi și valoarea acestor. Remarcăm că schimbul de informații se va realiza în conformitate cu prevederile legii numărul 133 din 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Schimbul de informații prin prisma acordului menționat va deveni un instrument important pentru reducerea economiei tenebre, contracararea fluxurilor ilegale a capitalului în străinătate și o sursă suplimentară pentru colectarea veniturilor în buget. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt câteva întrebări referitoare la acest proiect, important de asemenea. Domnule viceprim-ministru, dacă îmi greșesc, acesta este și o condiționalitate pe care, sau angajament pe care noi îl avem în relații cu partenerii externi. Apropo, aici, referitor la condiționalitățile pentru asistența macrofinanciară din numitul proiect Omnibus pentru tranșa a doua,
Noi am avut, avem niște angajamente, ne-am asumat, dacă e posibil, o parte erau inclus în pachetul politicii bugetare fiscale pentru 2021, dacă au fost aprobate până la final, domnul vicepreministru, informații, dacă e posibil. Stimate domn prim-ministru, toate cele condiționalități sau mai bine zis angajamente care și le-a asumat Republica Moldova în procesul de negociere și semnare a asistenței macrofinanciare de tip omnibus din partea Uniunii Europene sau și-au găsit reflectare în politică, în documentul de politică fiscală și bugetară pe anul 2021, iar astăzi în hotărârea de guvern care am aprobat-o anterior, am aprobat și cadrul normativ secundar necesar implementării acestor prevederi legale. Deci la moment suntem în termeni care au fost discutați inițial și avem toată convingerea și intenția să reușim să implementăm toate angajamentele Republicii Moldova în termenile care ni le-am asumat. Mulțumesc, domnule vicepreministru. Deci toate angajamentele pentru tranșa a doua noi le implementăm. Îmi pare că rămâne totuși acea condiție de existență a programului cu femeie, dar aici, din partea guvernului, s-a făcut tot absolut ce a fost necesar. De ce vreau doar să vă mulțumesc pentru îndeplinirea acestor condiționalități pentru tranșa de 50 de milioane de euro. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 25, reia stafeta doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, mă rog, începeți seria dumneavoastră deja. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Prezent atenție dumneavoastră proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Elaborarea proiectului este determinată de necesitatea reglementării temeiului legal pentru compensarea dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Scopul proiectului constă în sporirea accesibilității populației la dispozitive medicale prin posibilitatea prescrierii rețetelor compensate pentru anumite tipuri de dispozitive medicale în condiții de ambulator, și anume teste și lanțete pentru determinarea glicemiei, pungi colectoare pentru stome, exoproteze mamare, cu posibilitatea extinderii ulterioare acestei liste în dependență de prioritățile sistemului de sănătate. Mecanismul existent de procurare centralizată a dispozitivelor medicale prezintă un proces defectuos, imperfect, al achizițiilor publice, fapt care condiționează o serie de elemente precum tergiversarea procedurii de achiziții publice prin contestările necontenite agenților economici care creează perioade îndelungate de lipsă a dispozitivelor medicale necesare, astfel la unele poziții durează și până la 2 ani, estimarea ineficientă a necesităților dispozitivelor conform tipului dispozitivului, pacienții necesită diferite mărimi de pungi colectoare sau proteze mamare, diferite tipuri de teste compatibile cu glucometrele pe care le dețin și conform cantităților. Numărul pacienților este în continuă schimbare, migrație, decese, număr diferit de cazuri primare, refuzul de recepționare a produselor. Totodată, existența unui singur câștigător exclude posibilitatea diverselor agenți economici să-și livreze produse pe piața farmaceutică cu compensare din fondurile statului, adică a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, astfel pacientul nu are dreptul de a alege tipul de dispozitiv conform necesităților individuale. Atribuirea instituțiilor medicale de ambulator a unor sarcini suplimentare, cum ar fi estimarea regulată a necesităților, recepționarea, stocarea, eliberarea și evidența dispozitivelor medicale menționate. Astfel, proiectul propus are ca obiectiv principal asigurarea și garantarea accesibilității fizice, economice, conform necesităților reale ale utilizatorilor de dispozitive medicale în condiții de ambulator, promovând eficiența și calitatea dispozitivelor medicale. Transparența întregului proces de măsuri, ce se reglementează, deci va determina nemijlocit formarea prețului la dispozitive medicale, adausul comercial al acestor aplicat la distribuitori și prestatori de servicii farmaceutice, relații contractuale între furnizor și plătitor, care vor fi reglementate printr-un mecanism elaborat de compensare a dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulator, similar mecanismului de compensare a medicamentelor în condiții de ambulator.
Suplimentar, noul mecanism va crește accesibilitatea dispozitivelor medicale, va majora nivelul de concurență și va crește diversificarea acestor produse pe piața farmaceutică, fapt ce va avea pe termen lung un efect benefic atât asupra pacienților, cât și asupra plătitorilor. Prin intermediul mecanismelor de selecție, utilizând procedurile evaluării tehnologiilor medicale, se va permite listarea doar a celor produse care vor demonstra un raport cost eficient și un impact bugetar accesibil atât pentru Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, cât și pentru pacienți. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, într-adevăr un proiect foarte important și așteptat de cetățenii care suferă diferite maladii. Dacă sunt întrebări sau propuneri, vă rog, stimați colegi, să vă expuneți, dar sunt sigur că putem susține acest proiect. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 26, vă rog să continuați, doamna ministru Dumbrăveanu. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului 1016 din 2016 pentru aprobarea regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a contractului tip de management al instituției. Proiectul vine să reglementeze anumite aspecte legate de interimatul unei funcții de conducător al instituției medico-sanitare publice, modificarea unor condiții pentru accederea și ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituțiilor medico-sanitare publice, astfel, interimatul funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice va fi asigurat pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Se va solicita solicitanților care aplică pentru asemenea concursuri o vechime muncă în total de 5 ani în sistemul de sănătate, dintre care doar 3 ani într-o funcție de conducere. Proiectul va oferi oportunități de participare la procedurile de concursuri a unui cerc mai larg de persoane interesate, precum și va reglementa în detaliu aspectele de activitate a unor conducători interimari până la efectuarea procedurilor de concurs. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să dați de știre. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Mulțumesc, doamna ministru, vă rog, continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii 909 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl. Proiectul dat prevede acordarea dreptului la compensație bănească în schimbul biletelor de tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, copiilor acestora, precum și colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, dacă s-au îmbolnăvit de o boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilități care nu își pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial gratuit din cauza contraindicațiilor medicale. Astfel, persoanele date care nu au posibilitate de a se întrema într-o instituție balneosanatorială din cauza contraindicațiilor medicale vor avea posibilitate de a utiliza compensația bănească pentru tratamentul necesar conform necesităților individuale. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, și pentru acest proiect important și așteptat de oameni. Dacă nu sunt întrebări, stimați colegi, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 28, vă rog, doamna ministru, în continuare. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 26 din regulamentul cu privire la modul de evidență și distribuirea biletelor de reabilitare, recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat, aprobat prin hotărârea Guvernului 372 din 2010. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismului de eliberare a biletelor de reabilitare, recuperare pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat. Astfel, proiectul propune reglementarea expresă a actului pentru stabilirea facilității la eliberarea biletului de reabilitare-recuperare cu reducere de 30% sau 70% din costul acestuia pentru pensionare și beneficiare de alocații sociale de stat care desfășoară activități de întreprinzător de diferite forme și a căror activitate este inactivă sau pasivă. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Dacă sunt întrebări, vă rog comunicați.
Nu sunt întrebări. Ori tot e clar, ori am obosit. N-am obosit, mai avem încă vreo 50 de subiecte discutate, de aceea concentrare maximă. Colegi, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 29, doamna ministru, vă rog continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea metodologiei de calcul al costului serviciului de îngrijire socială la domiciliu. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul stabilirii unui mecanism clar și transparent de stabilirea costului serviciului de îngrijire socială la domiciliu, atât pentru prestatorii de servicii sociale publici, cât și privați. Concomitent, acest proiect vine în suportul autorităților administrației publice locale în contextul consolidării acestui serviciu, precum și în scopul inițierii și facilitării contractării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și persoane cu dizabilități. Proiectul prevede structura costului serviciului vizat conform prevederilor regulamentului cadru și a standardelor minime de calitate. Astfel, costul este format din cheltuielile curente planificate pentru anul bugetar, care include cheltuieli de personal, cheltuielile necesare pentru asigurarea funcționării serviciului, precum și cheltuieli privind consolidarea capacităților profesionale ale prestatorilor de servicii. Costul prestării serviciului se determină de fiecare prestator de serviciu pentru un beneficiar pe lună sau pentru o vizită conform formulei de calcul care este reglementată în metodologie. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru, stimați colegi, vă rog să-mi comunicați dacă sunt careva întrebări sau propuneri referitoare la acest proiect. Eu am o propunere să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc, doamnă ministru, și încă un proiect din seria aceasta, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la faza 2 a implementării proiectului Reducerea poverii bolilor netransmisibile, elaborat în temeiul acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene cu privire la asistența umanitară și cooperarea tehnică din 20 septembrie 2001. Scopul principal al memorandumului este de a asigura condiții adecvate pentru implementarea cu succes a fazei a doua a proiectului Reducerea poverii bolilor netransmisibile în perioada cuprinsă între 2020, deci până la 30 septembrie 2024. Partea elvețiană contribuie la implementarea proiectului cu o sumă totală de 6.250.000 franci elvețieni în calitate de asistență tehnică nerambursabilă în conformitate cu documentele de proiect, care va fi gestionată de către Institutul Elvețian Tropical de Sănătate Publică în conformitate cu cerințele Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Debursarea contribuției elvețiene va fi efectuată în baza progresului proiectului, cheltuielilor suportate și a necesităților reale. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, pare că proiectul este foarte clar și trebuie susținut, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 31 de pe ordinea de zi, domnul ministru Anatol Sate, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind modul de ținere a registrului de stat, format de sistemul informațional automatizat, registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații. Obiectivul proiectului constă în stabilirea regulilor privind modul de funcționare și ținere a registrului nominalizat și reprezintă o sistematizare generalizată a datelor privind evidența unică centralizată, atribuirii, alocării și asignării benzilor de frecvență radiotehnice și stațiilor de radiocomunicații și este organizat astfel încât să asigure procese de înregistrare și acces simple, eficiente, accesibile și transparente. Proiectul regulamentului conține reglementări de bază privind subiecții raporturilor juridice în domeniu, creierii și exploatării registrului, obligațiile și drepturile subiectelor respectiv, resurse informaționale și datele stocate în registru. Suplimentar, proiectul de hotărâre privede modificarea conceptului tehnic al sistemului informațional aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 944 din 2010. În acest context, rog aprobarea proiectului de hotărâre în cauză. Subiect tehnic.
Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi, într-adevăr este un subiect tehnic, dar care este necesar să fie aprobat prin hotărâre de guvern. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 32, vă rog, domnule ministru, continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor și a nomenclatorului serviciilor prestate de instituție publică, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și tarifele acestora. Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unei noi metodologii de calculare a tarifelor la toate serviciile prestate aferente domeniul spectrului de frecvențe radio, cu utilizare neguvernamentală, prevăzute în legea comunicațiilor electronice numărul 241 din 2007. Aprobarea unei noi metodologii și nomenclatorul serviciilor și tarife acestora, în acest sens, intervine în contextul prin care, prin hotărârea Guvernului numărul 100 din 2017, s-a aprobat reorganizarea întreprinderii de stat, Centrul Național pentru Frecvențe Radio, în instituția publică, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, care vine să precizează serviciile de interes public în domeniul gestionării tehnice a spectrului de frecvențe radio cu caracter necomercial. Astfel, se impune necesitatea reglementării unei noi metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate. Proiectul în cauză privede formula în bază căreia se determină tarifele pentru serviciile prestate de către instituția publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio. De asemenea, metodologia reglementează condiții și proceduri de ajustare a tarifelor. Totodată, proiectul prevede și aprobarea nomenclatorului serviciilor prestate de către instituția publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și cuantumul tarifelor la acestea. Conform celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi! Nu văd doritor de a pune întrebări la acest proiect. Este un iarăși tehnic și vă rog să aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 33, doamna ministru Educației, Culturii și Cercetării, Ilia Pogolșa, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Hotărârea Guvernului numărul 557 din 2013 pentru aprobarea regulamentului cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar, hotărârea Guvernului numărul 593 din 2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interietnice, hotărârea Guvernului numărul 7 din 2016 cu privire la aprobarea regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, hotărârea Guvernului numărul 716 din 2018 pentru aprobarea regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului Social de Suport Monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate și hotărârea Guvernului numărul 38 din 2019 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale. Proiectul de hotărâre privede ajustarea prevederilor hotărârii Guvernului 557 din 2013 pentru aprobarea regulamentului cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar, la reforma administrației publice centrale de specialitate, simplificarea procedurii de angajare a mediatorilor comunitari, revizuirea atribuțiilor de funcție ale mediatorului comunitar. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului a fost elaborat în scopul consolidării instituției mediatorului comunitar în Republica Moldova și în vederea asigurării incluziunii sociale a populației de etnie romă. Proiectul nu necesită cheltuieli financiare și alocarea mijloacelor financiare la bugetul public național. În contextul celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect de modificare a unor hotărâri de guvern. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc, aprobat. Subiectul numărul 34, vă rog continuați, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind necesitatea inițierii negocierilor și aprobarea semnării acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomilor, certificatelor și titlurilor științifico-didactice. Prezentul acord se va încheia la nivel interguvernamental între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României. Textul acordului este structurat în 13 articole.
Scopul acordului îl constituie fortificarea bazei normative pentru recunoașterea reciprocă a diplomilor, certificatelor și titlurilor științifice oferite în sistemele educaționale ale părților. Republica Moldova, dar și România sunt parte a Convenției de la Lisabona cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, semnată la Lisabona în 1997, la care Republica Moldova este parte începând cu 1999, și procesul de la Bologna din 2005, iar în cadrul acestor avem angajamente de a susține mobilitatea academică, excelența în educație și ajustarea cadrului național al calificărilor la cel european. Iar aceasta, în mod implicit, presupune promovarea aspectelor ce țin de recunoașterea actelor de studii în cooperarea noastră cu alte țări. În cadrul acestui acord, părțile vor beneficia de mobilitatea academică și profesională cetățenilor ambilor state, dar și de recunoaștere pe plan internațional a actelor de studii obținute în Republica Moldova. În aceeași ordine de idei, vor fi create oportunități pentru dezvoltarea contactelor interumane și stimularea cooperării între instituțiile de învățământ din ambele țări. Implementarea acordului nu necesită înființarea unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale sau modificarea celor existente. De asemenea, nu va fi necesară abilitarea unor persoane sau instituții cu împuterniciri noi. Asigurarea financiară a activităților prevăzute de acord va fi realizată în limita disponibilităților financiare ale părților și în conformitate cu legislația lor în vigoare. Aspectul normativ, instituțional și organizatoric ale acordului nu necesită cheltuieli suplimentare. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, încă un proiect foarte important, așteptat mult de cetățenii noștri, cetățenii din România. Vă rog, dacă sunt careva întrebări la acest proiect, nu sunt întrebări, eu vreau să mulțumesc și aici tuturor colegilor, instituțiilor de la noi din România care au lucrat pentru pregătirea acestui proiect și, respectiv, sunt gata să inițieze negocierile. Mați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 35, domnul Alexandru Iesaulincu, director SIS. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea regulamentului cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului 735 din 2002. Elementul nou al acestui proiect constituie schimbarea modului de operare a nomenclatorului beneficiarilor sistemelor speciale de telecomunicații al Republicii Moldova. Astfel se propune completarea regulamentului cu anexă care se privadă nomenclatorul autorităților administrației publice și instituțiilor asigurate cu legătură telefonică urbană guvernamentală actualizată la structura actuală a administrației publice centrale. Urmare celor expuse, rog susținerea și adoptarea proiectului respectiv. Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc, aprobat. Subiectul numărul 36, domn ministru al Justiției, Fadina Găcevski, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale. Vreau să menționez, proiectul a fost elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și are drept scop consolidarea capacităților ARBI în domeniul confiscării extinse. Prin acest proiect se oferă instrumente suplimentare ARBI-ului sau Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de indisponibilizare și valorificare a bunurilor obținute pe cale ilegală, așa zisă confiscare extinsă. Totodată vreau să menționez că proiectul este în conformitate cu recomandările expuse în cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuat de către experții Comitetului Monivalu Consiliului Europei în cadrul rundei a 5-a de evaluare care statuiază necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale, precum și capacităților de gestionare a bunurilor sechestrate. Urmarea celor expuse, reiterez propunerea de a aproba acest proiect de hotărâre de guvern. Mulțumesc!
Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări, propuneri referitoare la proiectul dat, să vă expuneți. Nu sunt întrebări, este clar, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc. Aprobat. Subiectul numărul 37, domnul ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune atenție dumneavoastră proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea hotărârii Guvernului numărul 395 din 1998 pentru aprobarea regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor. Elaborarea prezentului proiect de hotărâre de Guvern este din prevederile articolului CX alineatul 3 din legea numărul 185 din 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, astfel conform articolului 4 alineatul 4 din legea numărul 185-2017 s-a modificat articolul 15 litera B din legea numărul 1515 din 1993 privind protecția mediului înconjurător și textul efectuării auditului ecologic s-a substituit cu textul eliberarea avizilor de expertize ecologice de stat pentru activități ce nu necesită acord de mediu sau nu sunt prevăzute de anexele la legea numărul 86 din 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Astfel, prin competența Autorității Centrale pentru Resurse Naturale și Mediu, a fost exclusă sarcina privind efectuarea auditului ecologic, iar prevederile hotărârii de guvern numărul 385 din 98 au devenit caduce. În consecință, rămânerea în vigoare a hotărârii guvernului numărul 385 din 98 creează confuzie la realizarea uniformă a prevederilor din domeniu. În baza celor relatate, rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Proiectul este simplu, este vorba despre abrogare unei hotărâri de guvern. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru Pierge, vă rog continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea codului funciar. Proiectul noului cod funciar vine să înlocuiască codul funciar din anul 1991 și un șir de acte normative adoptate ulterior în domeniul relațiilor funciare, în scopul eliminării unor norme și instituții desuiente și realizării unității normative în acest domeniu. Prezentul cod reglementează regimul juridic al fondului funciar și relațiilor funciare care se stabilesc între persoane, precum și propune o nouă clasificare a terenurilor și modurilor de folosință a acestora. Proiectul a înglobat acte normative ce reglementează vânzarea, cumpărarea terenurilor din domeniul privat al statului, unităților administrativ-teritoriale, cadastrul funciar și monitoringul funciar, delimitarea terenurilor, arenda terenurilor agricole, vânzarea, cumpărarea și arenda terenurilor aferente, schimbarea modului de folosință și destinație a terenurilor, etc. Sub aspect structural, acesta este format din 12 capitole și 78 de articole. În același timp, având în vedere interesul general al societății și problemele formulate de către producătorii agricoli, proiectul codului funciar menține și dezvoltă unele obligații și interdicții existente în vechiul cod pe care dorim să le evidențiem. Astfel, va rămâne obligativitatea deținătorilor de terenuri să întreprindă măsuri de prevenire și diminuare a impactului degradării solului conform măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole. La fel rămâne interdicția de a dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele fizice și juridice străine sau apatrizi, sub sancțiunea nulității absolute ale actului juridic de dobândire. De asemenea, reglementează soluții în următoarele probleme formulate de către producătorii agricoli, cum ar fi ceea ce ține de terenurile abandonate de către proprietari. Se propune instituirea dreptului autorității publice locale de a transmite terenul agricol proprietate privată în arendă, care va putea fi exercitat doar la existența unor precondiții și respectarea unor proceduri de somare a proprietarului. Referitor la consolidarea terenurilor agricole pentru crearea unor exploatații agricole ce ar da posibilitate de aplicare a tehnologiilor performante, s-a reglementat posibilitatea reamplasării parcelelor de teren aparținând unor proprietari diferiți în hotarul acelor sector de teren consolidat. S-au identificat soluții juridice ce țin de drumurile tehnologice și de alte terenuri ce servesc activitățile agricole, care nu mai sunt implicate în procese tehnologice din agricultură, ca rezultat al defrișărilor plantațiilor multianuale sau consolidării terenurilor agricole. Aprobarea proiectului va contribui la stabilirea unui cadru normativ unic în domeniul relațiilor funciare.
Proiectul dat a fost avizat cu ministerele și instituțiile interesate, supuse expertizei anticorupție și juridice. Au fost desfășurate ședințe interministeriale și foarte multe discuții publice în acest sens. Toate obiecțiile și propunerile înaintate au fost luate în considerație. Menționăm că faptul că proiectul codului funciar este stabilit ca măsură prioritară în planul de acțiuni ale Guvernului și rog susținerea acestuia. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru, mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect, dar în primul rând pentru munca titanică pentru elaborarea proiectului codului funciar. S-a lucrat foarte mult, inclusiv de echipa actuală a Ministerului, alte instituții, suport din partea partenerilor. Deci un proiect foarte, foarte important, considerând că pământul, terenurile agricole sunt patrimoniu indiscutabil și enorm al Republicii Moldova. De aceea, rog colegii, dacă sunt careva intervenții, eu sunt sigur că trebuie să fie careva intervenții, opinii, pentru că, în mod normal, acest cod va viza nu doar, strict vorbind, agricultura, dar și alte domenii, și aici văd pe domnul Anatoliu Satăi, dacă e posibil să interveniți. Stimate domnule prim-ministru, stimate domnule ministru, reiterăm poziția Ministerului Economiei expusă în procesul de avizare acestui proiect. Într-adevăr, e foarte complex și complicat, aș spune că e foarte mult s-a discutat. O singură modificare care noi totuși insistăm să fie introdusă în textul documentului, modificarea la articolul 59 din acest cod și completarea acestui articol cu aliniatul 4 cu următorul cuprins. În cazul construcției și extinderii drumurilor publice, căilor ferate, digurilor de protecție contra inundațiilor, pentru prevenire, stopare și lichidare consecințelor proceselor geologice periculoase, se permite retragerea temporară a terenurilor din circuitul agricol pentru extragerea până la o adâncime de 5 metri a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, nisipoase, a nisipului argilos, cu acordul proprietarului sau administratorului terenului și cu avizul organelor de mediu. Este o formulă care noi cu toți am discutat la începutul anului pentru a simplifica proiectarea și operarea gropilor de împrumut exclusiv pentru proiectele de lucrări pentru uz public. Stimate domnule ministru, am discutat și cu dumneavoastră înainte de ședință, înțeleg că totuși am găsit un numitor comun pe acest subiect. Solicităm să acceptați această modificare. Da, stimate domnule prim-ministru, stimate ministru, noi într-adevăr acceptăm propunerea venită din partea Ministerului Economiei. Înțelegem cât este de importantă infrastructura economică care este și pentru sectorul agricol, dar iarăși cu respectarea tuturor reglementărilor pentru păstrarea calității solului și cerințelor de mediu. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru, în primul rând, pentru că ați găsit numitor comun la acest subiect. Este important să soluționăm și problema gropilor din împrumut pentru construcția drumurilor. A fost o problemă majoră, apropo, până nu de mult, și este important să nu redeschidem această problemă. Deci, dacă ați găsit soluție, eu vă mulțumesc ambilor. Alte întrebări, stimați colegi? Deci, domnul ministru, dacă am înțeles eu corect, în baza prevederilor noului cod funciar, va fi posibil de eliminat și acea problemă care era în consolidarea terenurilor și prelucrarea, să zicem așa, în mod industrial a terenurilor, în cazul când pe un sector oarecare se află un teren care aparține persoane care nu prelucrează sau ceva de genul ăsta. Dacă e posibil acest aspect, o claritate mai, pentru că o să provoace întrebări în mod acesta. Da, într-adevăr, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, este o problemă care persistă de ani de zile, de zeci de ani de zile, de fapt, după procesul de privatizare și prin noul cod funciar, autoritatea publică locală, dacă va determina acele terenuri care nu sunt prelucrate mai mult de 2 ani de zile și în cazul când nu va fi găsit chiar proprietarul, fie că se află pe secotare, fie că sunt foarte multe terenuri care proprietarul pur și simplu nu se găsește. Aceste terenuri se ia la balanța autorității publice locale și se oferă în arendă producătorilor agricoli medieși, de exemplu, sau celor care sunt în apropiere pentru prelucrare. Pentru că astăzi avem foarte multe terenuri care nu sunt prelucrate, iar acestea constituie o zonă de infecții și maladii pentru toate suprafețele agricole. Dar în primul rând vor avea primul acces va fi, sau
Decizia va aparține autorității publice locale, în special Consiliului Autorității Publice Locale. Prin aceasta, consolidarea va fi cu totul la alt nivel deja. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt alte întrebări. La capitolul vânzări de teren agricol, străini, ai noștri, ceva reglementări? Domn prim-ministru, la moment Republica Moldova încă nu este gata să le liberalizeze piața pentru la terenul agricol pentru persoane străine sau patrizi. Și aici e clar ca să fie eliminată orice speculație la acest capitol. Stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul codului funciar. Aprobat, vă mulțumesc, sperăm că vreo legislatură a Parlamentului va aproba acest proiect. Următorul subiect, continuați, vă rog, domnul ministru. Da, vă mulțumesc. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de producție principale pentru perioada 2021-2025 în fondul forestier de stat. Proiectul stabilește posibilitatea de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de producție principale pentru perioada anilor menționați în pădurile gestionate de Agenția Moldova. Datele expuse în anex la proiectul hotărârii au fost estimate parcursul ultimilor 2 ani de zile în baza documentației amenajamentelor silvice care se efectuează conform unui sistem unic odată la 10 ani de zile, conform cerințelor codului silvic numărul 887-96, în rezultatul căreia se stabilește volumul de recoltare a masei lemnoase. Sectoarele fondului forestier, care cad sub incidența tăierilor, sunt compuse din arboretele bătrâne, degradate, afectate de fenomene anormale de uscare în masă, fiind deja în curs de regenerare naturală, preponderent cu specii de salcâm, frasin, carpen, ulm, arțar, dar și alte specii. Toate suprafețele exploatate vor fi cuprinse în lucrări de regenerare, astfel nu se va reduce suprafața pădurilor, ci dimpotrivă se va îmbunătăți starea generală a arboretului prin plantarea pădurilor tinere cu specii autohtone rezistente la factorii ecologici negativi, precum poluarea aerului, apei, solului și la schimbările climatice și calamitățile naturale, secetă și inundații, la invazia bolilor și vătămătorilor, etc. Activității umane nesustenabile care pot influența direct sau indirect starea arboretului din păduri. Pentru atingerea scopului în soluționarea problemelor menționate, este necesar de asigurat fondul forestier existent și pădurile nou create cu material forestier de reproducere de calitate înaltă conform standardelor internaționale, prin plantarea celor autohtone rezistente condițiilor staționare și geografice ale țării. Mărimea posibilității stabilite în prezenta hotărârea posibilităților de recoltare a masei lemnoase va fi de aproximativ 320 de mii metri cubi pe an, ceea ce constituie cu 15% mai puțin decât în planul prevăzut în hotărârea de guvern 890, adică pentru anul 2016-2020. Mai mult ca atât, entitățile silvice subordonate Agenției Moldova, de comun cu administrarea publică locală, în perioada mai-iunie au efectuat estimări ale volumului de lemn necesar pentru comunitățile locale în zonele sale de activitate și anual vor revedea acest volum de masă lemnoasă doar în dependență de necesitățile populației. Rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi. Vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect. Vizează perioada 21-25 tăierea de produse masei lemnoase. Aceeași întrebare, domn ministru, dacă în perioada respectivă nu rămânem fără păduri definitiv, care sunt mecanismele din... Anume că acest proiect, care așa sau altfel el trebuie renuit odată la 4 ani de zile, ne propunem ca scop din contra creșterea suprafețelor de păduri prin regenerarea acestora, nu vor mai fi tăieri rase și noi dorim ca acele stadioane care au apărut în anii precedenți prin păduri să scăpăm din ele și să le reîmpădurim. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la păduri și stadioane. Sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 40, continuați, vă rog, domnul Pierjo.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 1 din hotărârea Guvernului numărul 556 din 2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecționate din fibre polimerice netorsionate. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova în cadrul tratatelor internaționale la care este parte, precum și prevederile documentelor de politici și actelor normative naționale în domeniul gestionării durabile, protecției și conservării diversității biologice. Scopul urmărit este protecția resurselor piscicole și a faunei acvatice în general, diminuarea impactului negativ asupra biodiversității acvatice. Astfel se propune prelungirea până la data de 31 decembrie 2030 a termenului de interzicere a importului de plase de pescuit confecționate din fibre polimerice netorsionate. Conform studiilor și evaluării efectuate de către Institutul de Zoologie a Republicii Moldova, în țară se află într-un declin pronunțat, fapt ce impune acțiuni de gestionare durabilă a resurselor piscicole ale țării, inclusiv prin întreprinderea măsurilor de minimizare a fenomenului de pescuit cu utilizarea plaselor menționate. Astfel, luând în considerație impactul negativ major asupra biodiversității acvatice, urmarea utilizării ilegale de către pescari iresponsabili acestui tip de plastic, se impune necesitatea prelungirii termenului de interzicere a importului acestui tip de plasă pe minim 10 ani de zile. Rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi, nepescari, vă rog, dacă sunt careva întrebări, vă rog să le adresați. Salutăm intenția Ministerului de a interzice importul acestor plase și vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru, în seria asta mai aveți 7-8 proiecte. Dacă doriți o pauză, putem să luăm alt proiect sau continuați. Mergem mai departe. Da, ținătate. Mulțumesc. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, atenție dumneavoastră se propune proiectul hotărârii de guvern privire la serviciul de stat, centrul de stat pentru atestare și omologare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților și operarea modificărilor în unele hotărâri ale guvernului. Scopul principal al proiectului prezintă reorganizarea întreprinderii de stat, centrul de stat pentru atestare și omologare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți prin separare de instituția publică Laboratorul Central Fitosanitar și crearea unei persoane juridice noi, Serviciul de Stat, Centrul de Stat pentru Testare și Omologare Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților. Instituția va fi la autogestiune, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în scopul implementării politicii de stat în domeniul omologării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Proiectul propus este elaborat pentru aducerea în concordanță a cadrului normativ în domeniu, prevederile legii numărul 119 din 2004 cu privire la produse de uz fitosanitar și fertilizanți, a care prevederi expres că omologarea, inclusiv prin recunoașterea autorizației, precum și înregistrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, se efectuează de către Centrul de Stat pentru Atestare și Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar. La fel, prin legea numărul 160 din 2011, prin reglementarea și autorizarea activității de prinzător prevede că certificatul de omologare, înregistrare a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului, cu excepția celui marcat cu mențiunea îngrășăminte Comitatea Europeană, este eliberat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul centrului de stat menționat. La fel și legea numărul 100 în 2017 cu privire la acte normative prevede că actul normativ de nivel inferior nu poate depăși limitele competenței instituite prin act de nivel superior și nici nu poate contravine scopului principiilor și dispozițiilor acestuia. De asemenea, proiectul propus operează modificări în 5 hotărâri ale Guvernului pentru reglementarea activității conforme pentru serviciul nou creat. Rog susținerea proiectului menționat, care a fost avizat adecvat de către toate instituțiile vizate în acest sens. Vă mulțumesc, domnul ministru. Într-adevăr, proiectul a fost vizat de multe instituții. Dacă sunt întrebări după această vizare, vă rog să expuneți. Dacă nu, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Eu totuși propun, domnul ministru, să luăm alt proiect până când dumneavoastră mai serviți o cafea.
Subiectul numărul 46, domnul director al Serviciului Informației și Securitate, Alexandru Iesaulinca, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la inițierea negocierilor proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Scopul acestui proiect constituie instituirea cadrului legal necesar realizării schimbului de informații clasificate care va sta la bază tuturor activităților ce implică schimbul unor astfel de date dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan. În conformitate cu dispozițiile tratatului, se vor lua măsuri adecvate pentru protecția informațiilor clasificate primite și se vor acorda tuturor informațiilor clasificate schimbate un grad de secretizare echivalent. De asemenea, acordul cuprinde dispoziții referitoare la multiplicarea, traducerea și distrugerea informațiilor clasificate, măsurile de protecție și accesul la informații clasificate, contracte clasificate, vizite, transmiterea informațiilor clasificate, incidente de securitate, soluționarea diferendelor, cheltuieri și completări. De menționat că acorduri similare sunt încheiate și cu alte state partenere, cum sunt Georgia, Ucraina, România, Federația Rusă și Belarus. Vreau să specific că cheltuielile generate de implementarea acestui acord vor fi suportate din contul și în limita bugetului aprobat anual de către Serviciul de Informații și Securitate. În baza celor expuse, considerăm oportună inițierea negocierilor acestui acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan. Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect prezentat de domnul Saulincu. Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. A revenit domnul ministru Ion Pierju, subiectul numărul 42, domnul ministru. Da, vă mulțumesc, stimate domnul prim-ministru. Atenția mea astăzi se prezintă proiectul legii privind organismele modificate genetic, care transpune directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediul a organismelor modificate genetic. Proiectul are drept scop armonizarea și prevederile uninominale și asigurarea cadrului național de reglementare în domeniul organismelor modificate genetic prin respectarea principiilor precauției și a celui etic pentru asigurarea protecției sănătății umane și a mediului, îmbunătățirii bunăstării populației, ținându-se cont de impactul asupra atât a populației cât și intereselor social-economice ale țării. Domeniul de aplicare include diseminarea deliberată în mediul organismelor modificate genetic, inclusiv activitățile de cercetare științifică, plasarea pe piață a produselor alimentare și furajere cu componente modificate genetic și mișcarea transfrontalieră a organismelor modificate genetic. Adoptarea proiectului legii va genera un șir de impacturi pozitive majore, inclusiv excluderea diseminării nedeliberate a organismelor modificate genetic în mediul înconjurător, crearea unui cadru instituțional adecvat și funcțional pentru activitățile cu organisme modificate genetic, asigurarea informării tuturor grupurilor de interese despre efectele produselor agroalimentare cu conținut de OMG, conservarea biodiversității și păstrarea echilibrului ecologic, asigurarea dezvoltării agriculturii convenționale și ecologice durabile și sustenabilitatea ecosistemelor naturale și agricole și protecția acestora. Toate activitățile cu implicarea organismelor modificate genetic, inclusiv cercetările științifice, vor fi permise doar în baza autorizației eliberate de către Agenția de Mediu, autoritate competente în domeniul menționat. Proiectul dat a fost avizat de toate instituțiile interesate, inclusiv de mediul de afaceri, supuse expertizei juridice și anticorupție. Iar opiniile acestora au fost luate în considerație. În acest context, rog susținerea proiectului. Domnul ministru, vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări, este și acest un proiect important, interesant și care cu siguranță va genera, va provoca interesul societății. Aici o să trebuiască Ministerul Agriculturii și instituția să vină cu clarificări foarte, eu știu, evidente, pronunțate, clare pentru toți ce privește aceasta ca să evităm speculații. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 43, vă rog, domnul ministru
Pierju. Da, vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Atenție dumneavoastră, se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea codului silvic. Proiectul codului silvic a fost ajustat la noile cerințe și provocări cu care se confruntă domeniul forestier și completat cu prevederi care se află la baza gestionării durabile a pădurilor, care se referă la promovarea practicii care asigură gestionarea durabilă a pădurilor, asigurarea integrității fondului forestier și a permanenței pădurii, majorarea suprafeței terenurilor ocupate de păduri, asigurarea diversității biologice a pădurilor, etc. Țin să menționez că resursele forestiere din Republica Moldova sunt limitate, iar principala provocare constă în asigurarea securității vieții și sănătății populației în ceea ce privește utilizarea pădurilor în stare corespunzătoare funcțiilor lor ecologice, în primul rând, sociale și economice, protecția și conservarea biodiversității, a ecosistemelor, a dezvoltării diversității genetice autohtone, recreare, agrement, studii, etc. În acest context, proiectul prevede reglementări noi și actualizate care vor contribui la valorificarea rațională a produselor pădurii, asigurarea continuității pădurii și biodiversității în corelație cu condițiile de creștere a influenței activității antropice. Reieșind din provocările cu care se confruntă în prezent sectorul forestier național, inclusiv tăierile ilicite care se mai întâmplă, reducerea suprafețelor forestiere, încălcarea regimului silvic, se impune necesitatea ajustării cadrului legal existent în scopul asigurării continuității pădurilor în corelație cu condițiile de creștere a presiunii activității antropice și în contextul schimbărilor climatice. Țin să menționez câteva prevederi principiale care vor exista în acest cod. În primul rând, codul va reglementa competențele Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Moldova, Agenției de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, autoritățile deliberative ale autorităților publice locale și altor entități cu atribuții în domeniul silvic și instituțiilor științifice în domeniu în ceea ce privește gestionarea durabilă a fondului forestier, conservarea și restabilirea diversității biologice. Prevede majorarea suprafețelor terenurilor ocupate cu păduri prin promovarea unei noi practici de gestionare durabilă a pădurilor. Astfel ne propunem majorarea suprafețelor împădurite până la 15% din teritoriul țării. Stoparea degradării biodiversității forestiere prin promovarea tipului natural de pădure și asigurarea diversității biologice. Neadmiterea folosirii nerațională a terenului din fondul forestier, astfel ceea ce avem astăzi, fragmentarea terenului, construcții și arende neautorizate. Combaterea exploatării ilegale a pădurilor și a comerțului aferent prin asigurarea metodelor de monitoring și a circulației lemnului și certificare forestieră. Ajustarea tarifelor de calcul în cuantumului despăgubirilor și prejudiciului cauzat încălcările legislative silvice pentru tăierile ilicite care se mai întâmplă. În acest sens, rog susținerea proiectului dat pentru aprobarea codului. Domnul ministru, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru elaborarea acestui proiect de cod silvic și aici o muncă enormă depusă de colegii de la minister, dar și din alte instituții. Colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, în aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru, dacă mai aveți forță, continuați. Continuăm. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea regulamentului privind modul de ținere a registrului de stat format de sistemul informațional, evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Astfel, proiectul a fost elaborat în scopul asigurării cadrului normativ necesar pentru funcționarea registrului de stat format de sistemul informațional automatizat, evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Registrul reprezintă o soluție informatică de depunere și gestionare cererilor de acordare a sprijinului financiar, a dosarelor de subvenționare și subvențiilor acordate producătorilor agricoli în format online. Un beneficiu semnificativ al registrului constă în faptul că producătorii agricoli vor putea depune cererile de acordare a sprijinului și dosarul în format electronic, nefiind necesară deplasarea în acest scop la oficiile teritoriale. Astfel, contactul între agenții economici și reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură practic se minimizează. De asemenea, proiectul prevede
intervenție la punctul 17 din conceptul tehnic al sistemului informațional evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 227 din anul curent, în scopul atribuirii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a calității de posesor al sistemului informatic. La definitivarea proiectului au fost luate în considerație toate propunerile și recomandările de către instituțiile vizate în acest sens. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul dat. Aprobat, mulțumesc. Sper că nu ați obosit să ridicați mâna și să puneți întrebări. Raportorul este un pic mai dificil. De aceea, tot domnul ministru Pierge, continuați, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnul prim-ministru. Continui cu un proiect tehnic. Este vorba de proiect hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 2 din regulamentul unității consolidate pentru implementare și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 878 din 99. Astfel, proiectul a fost elaborat în scopul reflectării în regulamentul unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, a noului sediu și a adresei oficiale acestea. Rog susținerea proiectului dat. Mulțumesc, domnul ministru. Într-adevăr, tehnic, schimbarea adresei, stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 47, doamna secretar general Guvernului, Liana Iaconi, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice. Scopul proiectului constă în aplicarea unei politici unice de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituția publică, Agenția Servicii Publice. Proiectul hotărârii propus spre aprobare prevede aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, a nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice, precum și a tarifelor pentru aceste servicii. De asemenea, prin acest proiect se propune și aprobarea categoriilor serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice, care sunt cu anumite înlesniri pentru anumite categorii de cetățeni. Promovarea și ulterioara implementare a proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. Este de menționat că proiectul a fost avizat în conformitate cu prevederile cadrului normativ și a fost ajustat urmare a comentariilor colegilor din instituțiile de stat. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar general Guvernului. Colegi, dacă sunt careva întrebări, intervenții, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, vă rog să acceptați ca până la semnarea hotărârii Guvernului, Ministerul Finanțelor să vie cu câteva propuneri de îmbunătățire a proiectului. Vă mulțumesc, salutăm propunerile de îmbunătățire. Alte propuneri? Nu sunt. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul de principiu. Aprobat, mulțumesc, iar până la semnare, colegii împreună de definitivat și de expus orice întrebare sau obiecție. Subiectul numărul 48, vă rog continuați, doamna Iaconi. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Raional Basarabeasca, din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea economică a instituției publice, Agenție Servicii Publice, în proprietatea raionului Basarabeasca, a două încăperi nelocative din cadrul clădirii administrative amplasată în orașul Basarabeasca. Aceste încăperi, la începutul anilor 2000, au fost transmise de către autoritatea publică local în gestiune economică, întreprinderii de stat cadastru, pentru desfășurarea activității din domeniu cadastral. Ca urmare a deschiderii centrului multifuncțional din orașul Basarabeasca și a transferării subdiviziunii menționate în cadrul imobilului centrului multifuncțional,
a decăzut necesitatea întrebuințării în continuare încăpirilor menționate. Astfel, în scopul folosirii acestor încăperi pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate ale unor subdiviziuni ale Consiliului Raional, se propune transmiterea încăperilor menționate în proprietatea Consiliului Raional Basarabeasca. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi. Este clar proiectul, nu cred că sunt obiecții sau întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul dat. Aprobat, vă mulțumesc. Și încă un subiect, doamna Iconi, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor mijloace de transport. Prezenta hotărâre de guvern are ca scop transmiterea cu titlu gratuit a unui mijloc de transport din administrarea Cancelarei de Stat, gestiunea instituției publice, baza auto a Cancelarei de Stat, în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Halahora de Sus din raionul Priceni. Este de menționat că reprezentanții autorității publice locale din comuna Halahora de Sus, raionul Briceni, a înaintat în repetate rânduri adresări prin care solicită alocarea unui mijloc de transport care le-ar asigura îndeplinirea corespunzătoare a activităților de serviciu și pentru a-l utiliza în interesul local. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare, deci automobilul a fost identificat și nu este utilizat la moment pentru scopuri de serviciu și în contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iconi, stimați colegi, și acest proiect este foarte clar. Nu cred că sunt obiecții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul sub numărul 50, din ordinea de zi, domnul director Agenției Proprietății Publice, Ghenadi Țepurdei, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri a Guvernului care are drept scop reorganizarea Agenției Proprietății Publice, astfel încât să fie asigurată utilizarea eficientă a resurselor umane. Proiectul de act normativ a fost elaborat inclusiv la recomandările misiunii de audit a Curții de Conturi și urmărește revizuirea statelor de personal ale Agenției Proprietății Publice în vederea identificării necesarului unităților de personal pentru asigurarea eficienței gestionării proprietății publice transmise în administrarea acesteia. Urmarea mandatării Agenției Proprietății Publice, competențe și sarcini noi, a apărut necesitatea stringentă de reorganizare internă a subdiviziunilor prin operarea unor modificări în structura instituției, fapt ce implică modificarea organigramei, fără a aduce atingere fondului de salarizare și numărului de angajați a agenției. Respectiv, în corespundere cu structura prezentă, efectivul limit constituie 99 de unități. Prin proiect se propune a se menține numărul de 99 de unități, cu realizarea unor remanieri doar în interiorul autorității. Drept urmare, aprobării structurii noi urmează a fi lichidate unele subdiviziuni, iar în rezultatul lichidării acestora, funcțiile vor fi preluate de alte subdiviziuni de resort. Noua structură a agenției va asigura distribuirea proporțională a volumului de lucru tuturor angajaților agenției, fapt ce va contribui la executarea în termen și eficientă atribuțiilor agenției. În contextul celor expuse, solicit respectuos susținerea proiectului de hotărâre de guvern. Mulțumim! Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Nu sunt întrebări, în aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc! Următorul subiect, numărul 51, domn ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 215 din 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă. Potrivit notei informative sub aspectul intenției de reglementare, proiectul respectiv a fost elaborat cu scopul de a permite vânătoarea la frontiera de stat și pe culoarul de frontieră.
Necesitatea excluderii interdicțiilor se datorează înmulțirii necontrolate a animalelor sălbatice în zonele din apropierea frontierei de stat, fapt care ar crește riscul răspândirii bolilor, precum și ar crea pagube deținătorilor de terenuri agricole amplasate în aceste zone. Pentru realizarea scopului, prin proiectul înaintat se propune excluderea interdicției pentru desfășurarea ședințelor de vânătoare la frontiera de stat și pe culoarul de frontieră, complementar pe o adâncime de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior. În acest context, menționăm că interdicțiile instituite prin lege la frontiera de stat au ca scop asigurarea circumstanțelor prielnice pentru efectuarea controlului frontierei de stat. Patrulele poliției de frontieră desfășoară misiuni de patrulare în interiorul zonei de frontieră, însă anume pe o adâncime de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior, aceasta au o densitate mai mare. Adoptarea prezentei legi va favoriza aflarea în apropierea frontierei de stat a unui număr mare de vânători cu arme de foc, ceea ce va acționa direct la scăderea nivelului de securitate la frontiera de stat, inclusiv poate crea premise pentru apariția incidentelor la frontieră. Cu referire la riscul răspândirii bolilor la animalele sălbatice, menționăm că guvernul deține suficiente instrumente pentru prevenirea și combaterea acestora, care sunt puse în aplicare planificat și coordonat. În parte ce ține de producerea pagubilor deținătorilor de terenuri agricole amplasate în zona de frontieră, guvernul a prevăzut mecanisme de despăgubire în actele normative ce reglementează domeniul vânătorii și fondului cinegetic. Reieșind din cele expuse, se propune aprobarea avizului negativ la proiectul de lege respectiv. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest aviz pe inițiativa legislativă. În final, domnul ministru, rămâne în vigoare interdicția de a vâna în preajma frontierei. Deci nu se susține. Ca să nu fie și aici interpretări, vânătorii trebuie să găsească alte locuri pentru. Dacă nu sunt întrebări, inclusiv de la vânători și obiecții, vă rog să aprobăm proiectul avizului negativ. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, vă rog, continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 219 din 2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Potrivit notei informative sub aspectul intenției de reglementare, proiectul a fost elaborat reieșind din situația generală de neimplementare conformă până la zi a mai multor acțiuni din strategia de reformare a trupelor de carabinieri pentru anii 2017-2020, precum și riscul neimplementării acestora până la finalizarea perioadei preconizate. Pentru realizarea scopului se impune necesitatea realizării a două activități importante și cumulative. În primul rând, amânarea termenului în care carabinierii vor prelua integral atribuția de restabilire a ordinii publice și, în al doilea rând, elaborarea planului de finalizare a procesului de profesionalizare până la finele perioadei amânate și, respectiv, executarea acesteia. Astfel, proiectul în cauză propune modificarea articolelor 37 și 38 din legea numărul 219 din 2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, care va aduce modificări la articolul 21 alineatul 1 litera B din legea numărul 320 din 2012 cu privire la poliție și statutul polițistului, urmare cărora atribuțiile de restabilire a ordinii publice va mai fi executată în comun de către poliție și carabinieri. Totodată, prin modificarea articolului 38 se va asigura procesul de finalizare integrală a profesionalizării Inspectoratului General de Carabinieri, fiind guvernul responsabil de aprobarea unui plan de acțiuni în acest sens să fie implementat cu succes. Prevederile prezentului proiect se încadrează și nu contravin normelor în vigoare. În contextul celor expuse, se propune aprobarea avizului pozitiv la proiectul de lege respectiv. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt câteva întrebări sau
știu, obiecții la argumentarea prezentată de domnul ministru. Aviz pozitiv la inițiativă legislativă. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 53, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar numărul 270 din 23 noiembrie 2018 și legii salarizării numărul 847 din 14 februarie, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare plafonarea salariului lunar a personalului din unitățile bugetare, unitățile cu autonomie financiară care beneficiază de dotații bugetare, salariului lunar al conducătorilor întreprinderilor de stat, a întreprinderilor cu capital majoritar de stat și a întreprinderilor monopoliste, precum și interdicția personalului din unitățile bugetare de a beneficia de plăți suplimentare pentru desfășurarea activității în cadrul organelor de conducere ale societăților comerciale în care statul deține cote de participație. Potrivit principiilor care stau la baza legii numărul 270 și legii numărul 847, plafonarea retribuirii muncii prin stabilirea limitei maxime egale pentru salariile conducătorilor unităților și a salariilor și a salariaților încalcă principiul ierarhizării funcțiilor conducătorilor autorităților în virtutea legii au a priori presupune încadrarea într-o treaptă de salarizare distinctă de cea a personalului din unități. Respectiv, instituirea plafonului salariului conducătorului în mărime de până la 3 salarii medii pe economie va necesita în mod subsecvent ajustarea salariilor tuturor angajaților instituțiilor bugetare. În partea ce ține de propunere ca personalul din unitățile bugetare care reprezintă statul în societățile comerciale și în care statul deține cote de participație, inclusiv cei desemnați în cadrul consiliilor de conducere ale acestor întreprinderi, să nu poată beneficia de anumite plăți suplimentare pentru activitate desfășurată, menționăm următoarele. Raporturile de muncă stabilite dintre funcționarul public în calitate de reprezentant al statului și întreprinderea de stat municipală sau societatea pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat presupune obligarea prestării muncii de către funcționar prin executarea atribuțiilor stabilite de lege și concomitent obligația persoanei juridice respective de a retribui munca prestată. Mai mult ca atât, excluderea retribuirii muncii ar constitui o discriminare a funcționarilor publici care dețin calitate de reprezentant a statului, membru a organelor de conducere, ale întreprinderilor de stat și ale societăților pe acțiuni, față de alți funcționari publici care, deoarece pe de o parte acestuia îi se impune un volum de muncă suplimentar, iar pe de altă parte munca suplimentară nu ar fi remunerată. Această concluzie se impune inclusiv din considerentul în care unul dintre drepturile primordiale ale salariatului este de a fi achitat salariul pentru lucru efectuat, iar anularea retribuirii muncii poate duce la refuzul funcționarilor publici de a activa în cadrul organelor de conducere, atât a întreprinderilor de stat, cât și a societăților pe acțiuni, sau activitatea lor în aceste organe va fi una formală și ineficientă. În contextul argumentelor expuse, se propune ca guvernul să nu susțină inițiativa legislativă corespunzătoare. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Ați listat toate argumentele care vin, zicem, să întemeieze opinia ministerului. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul. Avizului. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 54, vă rog continuați, domnule viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă spre examinare proiectul avizului asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament care propune modificări la Codul Fiscal al Republicii Moldova în vederea revizuirii cuantumurilor, scutirilor acordate pentru persoanele întreținute, la legea privind sistemul public de asigurări sociale în scopul stabilirii indemnizațiilor pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani,
reprezentantului legal al copilului în cazul decesului persoanei asigurate și la legea privind prestațiile sociale pentru copii, referitor la stabilirea indemnizațiilor de studii copiilor până la vârsta de 18 ani. Considerăm că guvernul este privat de posibilitatea de a susține proiectul de lege în cauză din următoarele motive. 1. Documentul de măsuri ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 prevede revizuirea cuantumurilor, scutirilor acordate persoanelor fizice pentru persoanele întreținute. Astfel, în vederea atenuării impactului asupra veniturilor cetățenilor, precum și susținerei familiilor cu copii, se presupune, s-a propus și s-a pus în aplicare începând cu ziua de azi, odată cu publicarea legilor privind politica bugetară fiscală pe anul 2021, majorarea scutirilor pentru persoanele întreținute cu 50% de la 3.000 până la 4.500 de lei pe an. 2. Modificarea propusă la legea privind sistemul public de asigurări sociale contravine articolul 28 alineatul 1 litera A din legea numărul 289, care prevede că plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat. Respectiv, în caz de deces a persoanei asigurate care beneficia de indemnizație lunară, indemnizația respectivă poate fi stabilită altei persoane asigurate care se va ocupa nemijlocit de îngrijirea copilului dacă întrunește condițiile de stabilire, indemnizația fiind calculată reieșind de venitul asigurat care a fost realizat de către aceasta. Astfel, venitul asigurat al persoanei care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului poate fi mai mare decât a beneficiarului decedat și, respectiv, cuantumul indemnizației lunare va fi mai mare. 3. În scopul susținerii dezvoltării capacităților familiei în creșterea și educația copilului a fost aprobată hotărârea Guvernului numărul 889 pentru aprobarea regulamentului cadru cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. 4. În scopul îmbunătățirii situației materiale a copiilor cu statut de copil rămas fără ocrutire părintească, precum și a tinerilor care până la împlinirea vârstei de 18 ani dețineau acest statut și își continuă studiile la nivelurile de învățământ 3-7, a fost aprobată și hotărârea Guvernului numărul 132 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021, prin care s-a stabilit următoarele tipuri de prestații. Indemnizație unică la absolvirea școlii de tip internat, indemnizație lunară pentru întreținere, indemnizație lunară pentru locațiunea locuinței, indemnizație unică la absolvirea instituției de învățământ. 5. La elaborarea proiectului legii în cauză nu s-a ținut cont de prevederile articolului numărul 30 din legea numărul 100 cu privire la actele normative referitor la conținutul capitolului fundamentare economico-financiară a notei informative care urmează să descrie impactul financiar a prevederilor proiectului. 6. Prevederile proiectului legii implică alocarea de mijloace financiare suplimentare, ceea ce contravine prevederilor articolul 131 alineatul 6 din Constituție, precum că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Reșind din cele expuse, se propune ca guvernul să aprobe aviz negativ la acest proiect de lege. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, argumente suficiente pentru a aviza negativ acest proiect în linii mari populist. De ce vă rog să aprobăm proiectul? Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul următor, cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, doamna Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. În scopul asigurării bunei desfășurări a activității subdiviziunilor teritoriale ale birourilor teritoriale de probațiune și reducerea costurilor din bugetul Inspectoratului Național de Probațiune pentru închirierea spațiilor necesare desfășurării activității acestor birouri, se propune transmiterea cu titlu gratuit din administrarea Cancelarei de Stat, gestiunea instituției publice, Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova, în administrarea Ministerului Justiției
gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune a bunurilor imobile amplasate în orașul Călăraș, strada Ștefan cel Mare, numărul 4. Este de menționat că la moment această clădire nu este utilizată la capacitate maximă și în contextul eficientizării utilizării bunurilor imobile ale statului se propune aprobarea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să-mi comunicați. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 57, domnul ministru al apărării, Victor Gaiciuc, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului. Proiectul a fost elaborat în contextul implementării programului social-economic referitor la dezvoltarea centrului comercial Kaufland în Cahul. Aceasta vine să asigure dezvoltarea regiunii de sud a Republicii prin crearea circa 250 de locuri de muncă, creșterea nivelului de salarizare și respectiv a nivelului de trai, deschiderea unei noi oportunități de realizare a produselor pentru producătorii autohtoni, precum și consolidarea contribuțiilor fiscale la bugetul municipal local. Astfel, soluția optimă de realizare a celor relatate constă în efectuarea unor transmiteri reciproce de proprietăți imobiliare între Ministerul Apărării și Administrația Publică Locală Cahul. Realizarea proiectului nu prevede cheltuieli financiare din contul bugetului de stat. În acest context, rog susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, proiect de schimb de terenuri, respectiv pe terenul care îl transmite Ministerul Apărării, va fi construit un unitate comercială a rețelei Kaufland. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul hotărârii de guvern prevede transmiterea cu titlu gratuit din administrarea și gestiunea Procuraturii Generale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiune a întreprinderii de stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne, bunul imobil, proprietatea a statului de domeniu public, amplasat în orașul Floreș, strada Brânza, numărul 15. Concomitent, proiectul prevede transmiterea din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea întreprinderii de stat Servicii Pază, în administrarea și gestiunea Procuraturii Generale, clădirea administrativă, bunurile imobile, proprietate a statului de domeniu public, amplasat în orașul Florești, strada Dacia, numărul 10. Pentru implementarea proiectului nu va fi necesară alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat. În baza celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, proiect de transmitere a bunurilor imobile reciproc între Minister și Procuratură. Nu sunt întrebări din câte văd, în aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 59, doamna ministru Lilia Pogorșa, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se propune atenție dumneavoastră proiectul care este elaborat în scopul transmiterii unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Călăraș. Proiectul prevede transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Călăraș. Bunurile se propun a fi transmise bunurile care au aparținut Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun se propun a fi transmise școlii profesionale din orașul Călăraș care dispune de suficiente bunuri pentru desfășurarea activității. Bunurile transmise vor fi utilizate de către Consiliul Raional Călăraș în scopuri educaționale. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Consiliul Raional Călăraș, vor institui comisie de transmitere și vor asigura transmiterea bunurilor imobile în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin hotărârea Guvernului 901 din 2015. De asemenea, din anexa numărul 22 la hotărârea Guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile cu modificările ulterioare, se exclud pozițiile 78, 79 și 80, care se referă la bunurile care urmează să fie transmise.
Pentru implementarea acestui proiect nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare. Proiectul se incorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor acte normative. Solicit susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, proiect de transmitere a bunurilor imobile pentru utilizare mai eficientă. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog, continuați, doamna ministru, subiectul 60. Stimați, domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul prevede transmiterea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Ochnița. Bunurile care se propun a fi transmise au aparținut anterior școlii profesionale Ochnița. După lichidarea școlii, bunurile au fost transmise școlii profesionale din orașul Briceni, care dispune de suficiente bunuri pentru desfășurarea activității. Bunurile transmise vor fi utilizate de către Consiliul Raional Ochnița în scopuri educaționale. Comisia de transmitere va asigura transmiterea acestor bunuri în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin hotărârea Guvernului 901 din 2015. Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare. Proiectul se incorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor acte normative. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, proiect similar transmitem de la Minister autorităților publice locale. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc și impun subiect numărul 61, doamna ministru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern elaborat în scopul transmiterii de asemenea unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Dondușeni. Bunurile care se propun a fi transmise au aparținut anterior școlii profesionale Târnăva. După lichidarea școlii profesionale Târnăva, bunurile au fost transmise școlii profesionale Corbu, care dispune de suficiente bunuri pentru desfășurarea activității. Bunurile transmise vor fi utilizate de către Consiliul Raional Dondușeni în scopuri educaționale. Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare. Proiectul se incorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor acte normative. Solicit susținerea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamna ministru, stimați colegi, similar. Nu sunt întrebări, de ce vă rog să aprobăm și acest proiect. Vă mulțumesc, aprobat. Subiectul numărul 62, domnul ministru afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciucoi, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță. Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în strânsă cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Agenția Relației Interetnice. O contribuție substanțială la întocmirea planului de acțiune în cauză a fost adusă și de către comunitatea evreiască și comunitatea romilor din Republica Moldova. Totodată, proiectul planului de acțiune în cauză este o continuare logică și firească a planului de acțiuni pentru anii 2017-2019. Doamna ministru Pogolșa, vă rog, deconectați microfonul. De domnul ministru Ciucoi. Da. Deci planul propus spre aprobare este continuarea logică și firească a planului anterior pentru perioada 2017-2019 în ceea ce privește implementarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea raportului Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului, prezidată de doamna Elie Wiesel, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 313 din 22 mai 2017. Planul de acțiuni derivă din asumarea de către Parlament a declarației sus menționate, adoptată prin hotărârea numărul 190 din 22 iulie 2016. Aș dori să precizez în mod aparte că subiectul comportă sensibilități pe linia cooperării cu partenerii internaționali și este în atenția permanentă a acestora.
În rest, sperăm susținerea colegilor, susținerea Guvernului pentru a nu admite întrerupere în realizarea acțiunilor convenite în memoria, în respectarea memoriei Holocaustului, combaterii rasismului, xenofobiei și intoleranței. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect important, acest plan de acțiuni pentru următorii 4 ani. Nu sunt, vreau și eu să mulțumesc comunității evreiești, comunității romilor pentru suport acordat pentru elaborarea acestui plan. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, vă rog, continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la completarea regulamentului privind activitatea administrativ-financiară a instituțiilor Serviciului Diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 987 din 2003. Cunoaștem că înființarea consulatelor generale în orașele Barcelona și Nisa din Franța a fost aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 713 din anul curent. Aceste două misiuni încep activitatea imediat după 1 ianuarie 2021. Prin proiectul în cauză se completează punctul 39 din regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituțiilor Serviciului Diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat, după cum am menționat, prin hotărârea Guvernului numărul 987 din 2003, fiind introduse orașele Barcelona la categoria 3 și Nisa la categoria 4, având în vedere crearea acestor două misiuni adiționale în serviciul nostru diplomatic în aceste orașe, ținându-se cont în mod firesc de oferta pieței imobiliare a țărilor în cauză. Ca să fiu mai explicit, este vorba despre plafonarea costurilor chiriilor, apartamentelor și asediilor consulatelor propriu-zise. Lucru care trebuia neapărat făcut pentru a aduce în ordine serviciul, normele financiare administrative ale Ministerului Afaceri Externe. Atât, domn prim-ministru. Rog respectuos susținerea acestei hotărâri de guvern. Mulțumesc, domn ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți, nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc și domnul ministru, încă un proiect îl veți, vă rog. Da, stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 697 din 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și integrării europene. Structura și efectivul limite de personal a misiunilor noastre diplomatice și oficiilor consulare peste hotare sunt stabilite prin hotărârea de guvern sus menționată, dar în raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, formulat la 31 decembrie 2019, Curtea de Conturi a indicat în mod expres că este necesar ca lista tuturor misiunilor diplomatice care se subordonează Ministerului să fie indicate în hotărârea Guvernului numărul 697 din 2017. Prin urmare, nu solicit nimic altceva decât să introducem în hotărârea respectivă 697 din anul 2017 întreaga lista misiunilor noastre diplomatice și consulare pe care le are Republica Moldova peste hotare. Vă mulțumesc și rog respectuos suportul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domn ministru. Proiectul este foarte clar, ajustarea la noile realități, de ce vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 65, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2021 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organizațiile internaționale și regionale.
Proiectul hotărârii a fost elaborat în scopul executării articolului 3, litera A, din legea bugetului de stat pentru anul 2021 și prevede repartizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru plata cotizațiilor de membru la 68 de organizații internaționale și regionale la care Republica Moldova este parte. Suma alocațiilor bugetare în acest scop este de 59 milioane lei și în comparație cu anul 2020 această sumă este în diminuare cu 6,6 milioane lei. Importanța proiectului rezidă din necesitatea executării în termen a angajamentelor financiare asumate de Republica Moldova în cadrul organizațiilor internaționale și regionale în conformitate cu tratatele de aderare semnate și ratificate. Proiectul țintește realizarea prevederilor capitolului 3, politica externă, din planul de acțiune a Guvernului pentru anii 2020-2023, având ca scop promovarea imaginii țării și consolidarea relațiilor externe în diverse domenii de interes comun. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. În aceste condiții, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, suntem membri a multe organizații internaționale, trebuie și să cotizăm. Domnul ministru, cam care este suma anuală aproximativă pentru... Estimate domn prim-ministru, pentru anul 2021 se propun pentru repartizare 59 milioane lei, ceea ce este cu 6,6 milioane lei, mai puțin ca în anul 2020. Vă mulțumesc, stimați colegi, alte întrebări dacă sunt... Nu sunt. În aceste condiții vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 66, vă rog continuați, domn Pușcuț. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul propus spre examinare este condiționat de faptul că odată cu aprobarea legii numărul 257, este legea privire la, odată cu aprobarea legii 270, încerc scuze, privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar, prevederile hotărârii Guvernului numărul 650 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, precum și a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, au devenit neaplicabile. Astfel, au fost revizuite prevederile în partea ce ține de drepturile bănești acordate militarilor forțelor armate, funcționarilor publici cu statut special, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și studenților instituțiilor de învățământ din domeniul militariei, care au fost înglobate în hotărârile Guvernului ce conțin prevederi similare cu majorarea concomitentă a soldei bănești militarilor interne. Astfel se propune ca solda bănească pentru militari să fie majorată de la 75 la 150 de lei lunar, iar solda pentru studenții și elevii din instituțiile militare de învățământ să fie majorată de la 95 la 190 de lei lunar și de la 85 la 150 de lei lunar corespunzător. Totodată, în temeiul modificărilor operate prin legea numărul 257 pentru modificarea unor acte normative, politica bugetar-fiscală pentru anul 2021, proiectul conține ajustarea hotărârii Guvernului numărul 1231 cu prevederi privind stabilirea sporului cu caracter specific pentru activități speciale de combatere a terorismului, stabilirea costului unei ore academice pentru formatorii netitulari a Institutului Național al Justiției, și totodată se propune aprobarea regulamentului privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare, care va avea deja caracter permanent. În aceste condiții, rog aprobare proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări, în aceste condiții vă rog să aprobăm și proiectul dat. Vă mulțumesc, aprobat. Proiectul numărul 67, domn ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune spre examinare și aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului
privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, pentru implementarea programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. În scopul soluționării problemelor ce țin de degradarea accelerată a resurselor de sol, la data de 9 decembrie curent, de către Guvern a fost aprobat programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. Acesta include 4 obiective și acțiuni de implementare acestora ce vor fi stimulate din bugetul de stat, dar și din partea partenerilor de dezvoltare. Proiectul dat prevede subvenționarea în avans a 3 noi măsuri de sprijin stabilite în planul de acțiuni pentru anii menționați pentru implementarea programului dat. Măsurile vor fi subvenționate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din contul bugetului de stat, suma totală fiind de aproximativ 10 milioane de lei anual pentru următoarele acțiuni. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor și aplicarea măsurilor de conservare și sporire a fertilității solurilor. În cadrul măsurilor date, solicitanții pot fi orice persoană juridică, fizică sau chiar și unitate administrativ-teritorială de nivelul 1, care deține legal teren în proprietate sau posesie sau folosință. Costul total al proiectului nu poate depăși 1 milion de lei pe o perioadă de 24 de luni de implementare, iar contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului. Sprijinul financiar va fi acordat prin programele menționate în două tranșe, 70% în avans și suma finală fiind de 30%, dar care nu va fi mai mare de 80% din suma total a proiectului. În caz de nevalorificare a sumelor menționate, sumele planificate anuale pentru aceste proiecte, acestea vor fi utilizate de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în conformitate cu regulamentul privind condițiile, ordine și procedura de acordare a mijloacelor financiare din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin hotărârea Guvernului 455-2017. Proiectul dat a fost avizat de toate ministerele interesate. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect de regulament. Nu sunt întrebări și în aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 68, domnul ministru Anatol Satai, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului numărul 1 din hotărârea Guvernului numărul 885 din 2017 cu privire la disemnarea furnizorului central de energie electrică. Proiectul în cauză are drept scop asigurarea continuității activității furnizorului central de energie electrică pe perioada validității licenței pentru furnizarea energiei electrice. ESA Energocom, anterior fiind disemnat de guvern, se desfășoară această activitate până la data de 1 ianuarie 2020, expiră în aproape de săptămână. De asemenea, prin această intervenție normativă, se va asigura activitatea neîntreruptă a furnizorului central de energie electrică în calitate de participant specific la piața energiei electrice, precum și va realiza un nivel mai mare a predictibilității și stabilității pe această piață, ceea ce va transmite semnale corecte și așteptate de comunitatea investitorilor în tehnologii de producere a energiei electrice verde în condiții stabilite de lege cu privind promovarea utilizării energiei de surse regenerabile. Astfel, în rezultatul aprobării proiectului dat, furnizorul central de energie electrică va asigura pe întreaga perioadă valabilității licenței achiziționarea a întregii cantități de energie electrică din sursele regenerabile de energie și cele produse de centrale electrice urbane care activează în regim de cogenerare, fiind respectate principiile puse la bază pieței naționale de energie electrică. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul prezentat de domnul ministru Satai. Nu sunt întrebări. Respectiv, rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, încă un proiect următor, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025
șef valorilor minime de expunere a blocurilor genetice de frecvență pentru alocare prin procedură de selectare competitivă, prin licitație. Obiectivul de bază al programului este de a oferi societății servicii de comunicații electronice mobile de calitate și la prețurile competitive și în mod special internet mobil de mare viteză de următoare generație. De asemenea, industria tehnologiei informaționale și comunicații din țară are nevoie de claritate privind resursele de spectru radio disponibile pentru dezvoltare în continuare a serviciilor sale curente și tranziție la următoare generație de comunicații fără fir 5G și planificarea investițiilor. Proiectul prevede abrogarea unui șir de acte normative depășite, precum și actualizarea politicii publice de gestionare a resurselor de spectru, conform practicii regionale, armonizate la nivelul Uniunii Europene și Conferinței Europene de Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații, reieșind din angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Cele mai importante poziții vizează resursele de spectru pentru tehnologiile de următoare generație 5G, fiind vorba de așa numit dividendul digital 2, benzile 700 de MHz, benzile care se eliberează de televiziunea terestră analog după trecerea la televiziunea digitală, și benzile de 3,6 GHz și 26 GHz. Estimativ, este vorba despre o resursă evaluată de către Unitatea Internațională din Telecomunicații la circa de 90 milioane euro. Valorile minime stabilite pentru blocurile de frecvență pregătite pentru licitare au fost calculate conform metodologiilor aplicate în mai multe state a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care deja au învățat în acest sens. În primul rând, au fost luate ca bază estimarea de bază valorii de piață spectrului, estimarea de bază prețurilor rezultate din cadrul licitațiilor din alte state. După asta, aceste prețuri au fost corelate la PIB național și paritatea puterii de cumpărare. Astfel, au fost propuse valorile mediile calculate, pornind de la premisă că pretendentelor la aceste resurse să nu le fie afectate capacitatea investițională, dar și societatea ar fi să poată beneficia cât mai curând de noile tehnologii și servicii de alt nivel calitativ. Valorificarea acestor resurse limitate de spectru radio este o necesitate stringentă, ținând cont de faptul că accesul la mare viteză la rețea este unul din principalii catalizatori în creșterea economice și avansării tehnologice și economice naționale la etapa de față. În acest context, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, eu înțeleg că noi, într-o perspectivă nu îndelungată, intenționăm să scoatem la licitație aceste frecvențe, 5G inclusiv. Exact. Pentru, pe de o parte, a asigura modernizarea și ceea ce se numește internet și tehnologii informaționale, pe de altă parte, să percepem și în bugetul statului bani, așa cum am făcut-o și în cazurile precedente, când am comercializat licențe de diferite frecvențe. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat. Mulțumesc. Următorul proiect numărul 70, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, atenției dumneavoastră se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 395 din 2017 cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului fiscal de stat. Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea corelării conținutului regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului fiscal de stat cu prevederile în vigoare ale codului fiscal, care au fost operate în acest document pe parcursul anilor 2018-2020. Aprobarea prezentului proiect de hotărâre nu implică cheltuieli bugetare suplimentare. Proiectul a fost supus avizării în modul stabilit de către autoritățile corespunzătoare. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule Serghei Pușcuță. Colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări. Întrebări la FIS n-are nimic. De ce? Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna Silvia Cebutar, vă rog. Numărul 70. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului
cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 71 din 2013 cu privire la aprobarea regulamentului, structurii și efectivului limite al agenției medicamentului și dispozitivelor medicale. Elaborarea prezentului proiect de act normativ a fost inițiat într-o optimizare a gestionării și raționalizarea organizării agenției medicamentului și dispozitivelor medicale. Analiza funcțională și instituțională a activității agenției medicamentului și dispozitivelor medicale demonstrează necesitatea de revizuire a acțiunilor îndreptate în scopul consolidării potențialului uman calificat din cadrul entității pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor funcționale de către acestea. Modificările propuse sunt în corespundere cu legea 98 din 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Implementarea proiectului în cauză nu implică cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Rugăm respectuos susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc, domnul director, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 72, domnul ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării adendumului numărul 2 la acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind programul de suport bugetar pentru reforma poliției în Republica Moldova. Scopul adendumului numărul 2 constă în sporirea capacităților statului de prevenire și combaterea răspândirii pandemiei la nivel național. Adendumul numărul 2 prevede alocarea unei tranșe fixe de 21,4 milioane euro ca rezultat al negocierilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană lansată la 3 noiembrie 2020. Condiția de debursare derivă din aprobarea și implementarea unui plan de acțiuni de prevenire și răspuns a COVID-19 la nivel MAI și asigurarea unui progres satisfăcător în implementarea acestui plan, precum și sustenibilitatea acțiunilor prevăzute în Strategia Națională de Dezvoltare a Poliției pentru anul 2020. Propunem adoptarea unei singure hotărâri de guvern privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării adendumului numărul 2, ținând cont de importanța prevederilor pentru Republica Moldova din perspectiva absorbției asistenței externe, precum și faptului că semnarea acesteia nu poate fi amânată fiind condiționată expres de către termenii puși de către Uniunea Europeană. Modificarea acordului de finanțare trebuie să fie finalizată înainte de sfârșitul anului 2020 pentru a permite extinderea termenului de implementare a acestuia către 30 aprilie 2021. În contextul celor invocate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul respectiv. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vreau să vă rog să aprobăm semnarea acestui adendum pentru a accesa mijloacele respective. Mulțumesc. Aprobat. Subiectul numărul 473, mă iertați, domnul ministru Ion Perjo. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea semnării acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului Reforma Climatului Investițional în Republica Moldova, faza 2. Prezenta hotărârea de guvern a fost elaborată conform prevederilor legii numărul 595-99 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Ca urmare a negocierilor între Guvernul Republicii Moldova, pe de o parte, și Corporația Financiară Internațională, pe de altă parte, au fost schimbate și modificate anumite aspecte ale tratatului agreate de comun acord. Proiectul are ca scop sporirea competitivității pe piața sectorului privat și a exporturilor agricole prin deschiderea pieței Uniunii Europene pentru produsele de origine animală, carne de pasăre, ouă, lapte și produse lactate, și consolidarea capacităților de export a sectorului horticol. Bugetul proiectului este estimat la suma de 3,8 milioane dolari SUA, dintre care 2,8 milioane dolari SUA constituie asistența tehnică nerambursabilă
din partea corporației franciare internaționale, iar $1,000,000 SUA este contribuția guvernului prin finanțarea ordinară a instituțiilor statului, inclusiv plățile guvernului către părțile terțe pentru bunurile și serviciile necesare pentru implementarea proiectului. Proiectul are mai multe livrabile și țin să menționez că proiectul dat deja a fost negociat și urmează doar a fi aprobat proiectul de hotărâre pentru semnarea acestuia. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi, și aici este un proiect clar. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să-mi comunicați. Altminteri, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 74, doamna ministru Pugloșa, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 73 din 2014 cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice. Modificarea hotărârii Guvernului numărul 73 din 2014 este dictată de reorganizarea Ministerului Culturii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Proiectul este elaborat în scopul modificării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Monumentelor Istorice, precum și în scopul modului de desfășurare a activității acestuia. În actuala redacție, unele prevederi ale regulamentului sunt evazive și nu sunt precise. Proiectul prevede micșorarea componenței Consiliului de la 14 la 13 membri, stabilirea reprezentativității diferitor structuri în componența Consiliului, soluționarea conflictului de interese în cazul în care unii membri au un interes personal în problema supusă dezbatere în cadrul ședințelor Consiliului și procedurile de întocmire, semnare, aprobare a proceselor verbale ale Consiliului. Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare. Proiectul se incorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea unor acte normative suplimentare. În acest context, solicit aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc, aprobat. Și vă rog încă un proiect, doamna ministru Pogoșă, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil. Proiectul este elaborat în scopul transmiterii din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, gestiunea Colegiului de Construcții de Hâncești, în proprietatea publică a municipiului Hâncești, a unei porțiuni de drum cu suprafață de 1885,062 m² din municipiul Hâncești. Prin transmiterea porțiunii de teren se va oferi posibilitatea de acces la drumul public de pe strada Marinescu din municipiul Hâncești. Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare și acest proiect de asemenea se incorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor acte normative. În acest context, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare și la acest proiect de transmitere unor bunuri către administrația publică locală. Nu sunt întrebări, în aceste condiții vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc, stimați colegi, avem subiectul numărul 76 cu privire la cadre. Primul raportor la acest subiect este domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciupoi, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnul prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 86, aliniat 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10, aliniat 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, prezint pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind numirea doamnei Tatiana Molcean, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă oficiul Organizațiilor Națiunilor Unite la Geneva, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein, prin cumul cu reședința în orașul Geneva, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.
Domnul ministru, vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări în privința proiectului prezentat de domnul ministru Ciocoi. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm numirea doamnei Tatiana Mulcean, ambasadoră extraordinar și plenipotențial Republicii Moldova în țările pe care le-a enunțat domnul ministru. Aprobat, vă mulțumesc, îi dorim succes, doamne ambasador, în consolidarea relațiilor țării noastre cu țările respective. Domnul ministru, vă rog, continuați. Da, vă mulțumesc, domnul prim-ministru. În conformitate cu hotărârea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Comunității Statelor Independente din 2 septembrie 2011 și dau citire titlul acestei hotărâri, citat, cu privire la distribuția cotelor de funcții între statele membre ale comunității în Comitetul Executiv al CSI, am încheiat citatul, precum și în temeiul articolului 17 din legea cu privire la serviciul diplomatic și al hotărârii Consiliului Șefilor de Guvern ai statelor membre CSI din 7 octombrie 2002, citez, cu privire la modul de repartizare a cotelor de desemnare și de rotație a adjuncților președintelui Comitetului Executiv, secretar executiv al CSI și altor persoane cu funcții de răspundere în funcțiile de cotă în Comitetul Executiv al CSI, am încheiat citatul, se propune domnul Teodor Iovu, pentru a fi numit în funcția de director adjunct, șef de secție, în cadrul Departamentului Cooperare Economică al Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente, ceea ce presupune că este numit sau propus pe cota Republicii Moldova. Rog respectuos acceptul domniilor voastre. Vă mulțumesc, stimate domnule ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul prezentat de domnul ministru, vă rog să comunicați. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm candidatura domnului Teodor Iovu. Aprobat, vă mulțumesc, felicitări și succes ambilor diplomați în misiunea de onoare și foarte responsabilă. Următorul raportor, domnul ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în temeiul articolului 7, litera G din legea cu privire la guvern, articolul 5 prim, alineatul 3, litera A din legea cu privire la poliția de frontieră și al articolului 38, alineatul 1, litera A și C din legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se propune încetarea exercitării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Groza Cornel din data de 22 decembrie 2020 în baza cererii de demisie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări de viitor la proiectul prezentat. Nu sunt întrebări. Eu vreau să-i mulțumesc din numele Guvernului Republicii Moldova și meu personal, domnul Corneliu Groza, pentru munca depusă în această perioadă. Deci a fost o muncă foarte enormă, deci o muncă enormă și responsabilă. Mai ales considerând situația pandemică care am avut-o, fluxul de cetățeni prin hotarele Republicii Moldova prin punctele de trecere și necesitatea aplicării măsurilor respective. Deci eu vreau să-i mulțumesc domnului Groza și să-i doresc succes în activitatea ulterioară. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul raportor, domnul ministru Fadei Nagăcevski, rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, primii legi cu privire la guvern și legi cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, solicit să fie acceptate cererile demisiei secretarilor de stat Radu Foltea și Dorin Lișman în baza
cererilor depuse de către dumnealor, deci respectiv solicită eliberarea lor din funcție. Totodată vreau să le mulțumesc mult pentru eforturile depuse, că au fost alături de guvern, de ministrul justiției toată această perioadă și sunt convins că fără prezența lor, fără efortul care au depus alături de mine, multe lucruri nu aș fi reușit să le fac pe tărâmul Ministerului Justiției. Deci rog mult să acceptăm cererile lor de demisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, deconectați microfoanele atunci când nu aveți de prezentat vreun proiect sau... Mulțumesc, domnul Pierș. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea acestor proiecte. Dacă sunt careva întrebări, stimați colegi, în privința cererilor de demisie și proiectul prezentat a domnilor colegilor noștri, secretari de stat Dorin Lișman și Radu Foltea, care nu au fost pe lângă guvern, dar au fost în guvern, membri ai echipei, foarte profesioniști, dedicați. Și eu tot mă alătur mulțumirilor aduse acestor înalți profesioniști pentru munca desfășurată în cadrul Ministerului Justiției și a Guvernului în general. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm demisia colegilor Lișman și Ford. Aprobat, mulțumesc, le doresc colegilor succes în activitatea ulterioară. Continuați, vă rog, domnul Agăceschi. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, totodată voi solicita numirea în funcție de secretar ai Ministerului Justiției pe doamna Silvia Stici și pe domnul Lilian Deliu. Ambii sunt crescuți în domeniul funcționariatului public, au activat în cadrul Ministerului Justiției, cunosc foarte bine specificul activității interne a Ministerului Justiției, au, spre exemplu, Lilian Deliu, Lilian Deliu are și licență de avocat și eu cred că în continuare o să ne fie foarte de folos în activitățile de gestionare a treburilor interne ale Ministerului Justiției în perioada imediat următoare. Deci rog să fie acceptat numirea lor în funcție pentru perioada următoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, privința candidaturilor prezentate domnul ministru la funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, respectiv domnul Lilian Deliu și doamna Silvia Stici. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm candidaturile respective. Aprobat, vă mulțumesc, felicitări colegilor și succes în activitate. Următorul raportor la capitolul cadre, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7 a legii 136-2017 cu privire la guvern și articolul 22 aliniatul 1 litera și aliniatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Constantin Râmeș, începând cu data de 23 decembrie 2020, din funcția de secretar de stat în baza cererii de demisie. Eliberarea domnului Alexandru Holustenco, eliberarea doamnei Marina Golovaci, eliberarea doamnei Nelia Rusu, secretar de stat, din deci începând cu data de 31 decembrie, în baza cererii de demisie. Eliberarea doamnei Giulietta Popescu, din funcția de secretar de stat, din data de 22 decembrie, în baza cererii de demisie. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule prim-ministru, stimați colegi, aș vrea să-mi exprim sinceră recunoștință pentru dedicație, profesionalism, verticalitatea cu care au activat colegii în cadrul guvernului, în perioada destul de complicată, dar cu adevărat în interesul cetățenilor și doar în interesul lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul prezentat. Întrebări nu sunt, dar cred că fiecare dintre noi avem doar cuvinte de mulțumire colegilor noștri de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care au activat în acest an extrem de complicat din punct de vedere atât al situației epidemiologice, dar și a protecției și asigurărilor sociale. Eu mulțumesc și mă închin colegilor respectiv, secretarilor de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Le doresc succes în activitățile ulterioare și încă o dată mulțumesc din inimă pentru tot ce ați făcut dumneavoastră
în această perioadă extrem de complicată. Mulțumesc din inimă. Stimați colegi, vă rog să aprobăm demisia colegilor secretari de stat de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Aprobat. Vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, continuați. Stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera E din legea cu privire la guvern și în temeiul articolului 6, alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune numirea doamnei Tatiana Zatic în funcție de secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 24 decembrie anul curent. Din start vreau să aduc la cunoștință că este vorba cu adevărat de o persoană profesionistă cu experiență în serviciu public, care activează în cadrul Ministerului din anul 2001 și care și-a dus și aduce în continuare contribuții semnificative la elaborarea documentelor de politici, actelor normative și, în general, este un om cu o dedicație imensă pentru sistemul de sănătate. Rog susținerea acestei candidaturi. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog, dați semn careva întrebări referitor la candidatura propusă pentru funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Doamna Tatiana Zatic. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Felicitări doamnei secretar de stat Tatiana Zatic și succes în activitatea deloc ușoară. Următorul raportor, doamna ministru Lilia Pugoș, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern și articolul 22, alineatul 1, litera A, alineatul 3, din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, articolul 12, prim, alineatul 3, din legea privind administrația publică centrală de specialitate, se propune eliberarea domnului Andrei Chistol din funcție de secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din data de 22 decembrie 2020. Totodată aș vrea să-mi exprim recunoștința pentru activitatea realizată de către domnul Chistol în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru dedicație și profesionalism și să-i doresc succes în continuare în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vreau și eu să-i mulțumesc domnului Andrei Chistol pentru activitatea desfășurată în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul raportor la capitolul cadre, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc. În temeiul articolului 7 din legea numărul 136 cu privire la guvern și al articolului 22 din legea numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea din data de 23 decembrie a domnului Valeriu Gârlă din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Clodeni. La fel, se propune eliberarea doamnei Galina Zamurdac din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Râșcani. Se propune eliberarea domnului Denis Poterianu din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Anenei Noi. Eliberarea domnului Victor Gandrabur din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni. Eliberarea doamnei Ana Buhnea din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Nisporeni. Eliberarea doamnei Silvia Badrajan din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Telenești. Eliberarea domnului Victor Stoc din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Basarabeasca. Eliberarea domnului Gheorghe Durlescu din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Cimișlia și eliberarea doamnei Tatiana Panfili din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Leova. Rog aprobarea eliberării doamnelor și domnilor menționați mai sus din funcțiile deținute până în prezent. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să o expuneți.
Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul prezentat de doamna Iaconi. Aprobat, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor vizați în acest proiect pentru activitatea depusă la locul de muncă. Vă rog, continuați, doamna Iaconi. Mulțumesc. În temeiul articolului 7 din legea numărul 136 cu privire la guvern și al articolului 6 din legea 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea din data de 24 decembrie 2020 a domnului Ion Lapicus în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Anenii Noi. Se propune numirea doamnei Lidia Onu în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni. Numirea domnului Andrei Berechelea în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Strășeni. Numirea domnului Leonid Butnari în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Nisporeni. Numirea doamnei Aliona Student în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Telenești. Numirea domnului Oleg Motioglo în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Basarabeasca. Numirea domnului Oleg Doni în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Cimișlia. Și numirea doamnei Tamara Carp în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Leova. În contextul celor expuse, rog aprobarea numirii domnilor și doamnelor în funcțiile propuse. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general al Guvernului, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul prezentat și candidaturile propuse. Aprobat, vă mulțumesc, felicitări și succes colegilor în funcțiile respective. Doamna Iaconi, vă rog, continuați. Mulțumesc. În scopul executării hotărârii judecătoriei Chișinău, sediu Rușcani, din 13 noiembrie 2020, în temeiul articolului 256, alineat 2 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, numărul 225 din anul 2003, se propune anularea dispoziției guvernului numărul 5D din anul 2020 cu privire la preavizarea domnului Andrei Popa și a dispoziției guvernului numărul 81 din anul 2020 cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei Popa. Și în acest context voi continua și se propune restabilirea domnului Andrei Popa în funcție de director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 22 decembrie 2020. Rog aprobarea anulării dispozițiilor și restabilirii domnului Popa în funcție de director general al AGP. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general al Guvernului, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, rog să vă expuneți. Trebuie să executăm hotărârea judecătoriei Chișinău. Respectiv, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna Iaconi, continuați, vă rog. Mulțumesc. În temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern și al articolului 86, alineatul 1, litera K prim, din Codul Muncii al Republicii Moldova, precum și a demersului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, numărul 1872, din 18 noiembrie 2020, se propune eliberarea domnului Andrei Popa din funcție de director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 22 decembrie 2020. Este de menționat că în demersul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, eliberarea este solicitată ca urmare a constatării conflictelor de interese și nedeclarării intereselor personale de către domnul Andrei Popa în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu. Rog aprobarea eliberării domnului Andrei Popa. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Iaconi. Stimați colegi, se propune eliberarea persoanei care numai ce a restabilit-o, eliberarea din funcție în
virtutea argumentelor prezentate. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, mai avem un proiect la capitolul cadre și asta să-l prezint eu. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136/2017 cu privire la guvern și articolul 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea numărul 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică se propune. Eliberarea doamnei Liliana Iacone din funcția de secretar general al guvernului din data din 1 februarie 2021, în baza cererii de demisie. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări. Eu cred că fiecare, în loc de întrebări, avem doar cuvinte de mulțumire și apreciere pentru doamna secretar general al guvernului Liliana Iacone pentru modul cum a coordonat și coordonează activitatea instituțiilor subordonate guvernului, propriu-zis a guvernului. Mulțumesc de minimă pentru activitatea desfășurată și încă o dată apreciem profesionalismul, cum se cădenea și atitudinea noastră față de serviciu public. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm demisia doamnei Liliana Iacone din 1 februarie 2021. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, acestea au fost proiectele incluse pe ordinea de zi acestei ședințe de guvern maraton, aș spune. Probabil că toți care au urmărit ședința au înțeles cât de importante sunt proiectele prezentate. Domnul ministru Perjul, dumneavoastră mai aveți un subiect, mai reluăm maratonul? Domn prim-ministru, într-adevăr, mă, este un subiect... 195 de metri în parcurs. Dumneavoastră, mai adăugați ceva. Cu permisiunea dumneavoastră, domn prim-ministru, este vorba de un proiect de hotărâre de guvern pe care noi l-am discutat. Este vorba de proiect de hotărâre de guvern cu privire la metodologia de calculare a tarifelor serviciilor prestate de către instituțiile publice, Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice, Nealcoolice și a produselor de conservare. Laboratorul Central Fitosanitar și Centrul Republican de Diagnostic Veterinar. Apăruse în timpul discuțiilor unele întrebări, dar care între timp a fost clarificat și este necesar de aprobat acest hotărâre de guvern, întrucât aceste tarife trebuie să intre în vigoare începând cu anul 2021. Și dacă puteți să oferiți cuvânt domnului director Vladislav Cotic, directorul Agenției Naționale de Siguranță Alimentelor. Am discutat preventiv acest proiect, am înțeles că sunt întrebări, dacă între timp au fost expuse, cancelare, vă rog opinia. Domnul prim-ministru, se acceptă discutarea proiectului. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul director Cotic. Stimatele domnule prim-ministru, stimați cabinet de ministri, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor și serviciile prestate de către instituțiile publice, Laboratorul Central de Testare Băuturilor Alcoolice, Nealcoolice și a produselor conservate, Laboratorul Central Fitosanitar și Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, precum și a nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acestora. Proiectul prezentei hotărâri a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul propus are ca scop executarea prevederilor punctului 16 sub punctul 3 litera A al hotărârii Guvernului 600 din 2018 privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, potrivit cărora este pusă în sarcina agenției elaborarea și prezentarea Guvernului spre aprobare metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice care sunt și laboratoare naționale de referință în domeniile sale de competență, unde ANSA există exercită funcție de fondator. Implementarea prezentei hotărâri nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Concomitent, în conformitate cu procedurile stabilite, a fost asigurată avizare și expertizare proiectului cu entitățile publice competente. Reieșind din cele expuse, rog să susțineți prezentul proiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări la acest proiect, în special la colegii care au avut obiecții în cadrul ședinței preventive de examinare și, eu știu, dezbatere proiectelor.
sunt întrebări, nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cred că de data aceasta chiar am epuizat toate subiectele incluse pe ordinea de zi acestei ședințe extinse. Deci noi am aprobat o bună parte din proiecte care, după cum am spus, constituie cadrul secundar, normativ secundar pentru implementarea legilor bugetare anuale, legii privind, zici, așa numită politică bugetar-fiscală. Deci odată cu aprobarea acestor proiecte, este posibilă implementarea lor, este posibilă executarea, finanțarea în anul 2021 a tuturor acestor proiecte. Fără aprobarea acestor hotărâri de guvern, legile respective nu puteau fi implementate în măsură deplină. De ce? Eu vreau să mulțumesc încă o dată colegilor care au muncit foarte mult pentru a pregăti această ședință de guvern, multe proiecte extrem de importante. Apropo, se muncea în paralel cu promovarea acelor legi despre care am vorbit. Remarc încă o dată, fiind aprobate aceste hotărâri de guvern, este asigurată funcționalitatea instituțiilor. În anul 2021 se poate deactivat, este cadrul legal pentru finanțări, pentru plăți sociale, pentru salarii, pensii, etc., etc. Stimați colegi, este mare probabilitatea că aceasta este ultima ședință a Guvernului în componența actuală. Vorbesc despre aceasta considerând și evenimentul de mâine care se numește examinarea moțiunii de cenzură în Parlament, dar este vorba și despre acel obiectiv cu care noi, despre care noi am discutat și cu toții am agreat, obiectivul de a dizolva Parlamentul actual al Republicii Moldova, care s-a dovedit a fi un parlament care nu reprezintă poporul Republicii Moldova acum. Sunt foarte multe motive de a ne fi rușini pentru o bună parte din cei care sunt acum în Parlament. De aceea este necesar de efectua toate acțiunile pentru ca acest Parlament să fie dizolvat și să rămână în istorie, acoperit cu multe file și nimeni nu mai poate aminti de ce a făcut și ce face acest Parlament. Eu am solicitat pentru mâine o discuție cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, cu președintele exercițiu. Am solicitat mai înainte și o discuție cu președintele ales, care de pe data de 24 va intra în funcție, pentru a discuta asupra acestor modalități de dizolvare a Parlamentului. Dar, repet, este foarte mare probabilitatea că această ședință de astăzi este ultima în componența actuală a Guvernului Republicii Moldova. O să am discuții respective mâine și în momentul când, zicem, vom avea o viziune clară cum declanșăm alegeri și dizolvarea Parlamentului, o să ieșim cu aceste declarații. Stimați colegi, Cancelarea în special, dar și ministerele, astăzi am aprobat multe proiecte importante, complexe. Este necesar de finalizat acest proces pe parcursul următoarelor zile până la publicarea în monitorul oficial. Cunoașteți că sunt mai multe, zicem, proceduri, definitivări a acestor proiecte. Vă rog să asigurați finalizarea acestui proces cu publicarea proiectelor respective. Eu încă o dată vreau să mulțumesc colegilor, care, secretarilor de stat în primul rând, care astăzi au plecat sau pleacă în rândurile membrilor guvernului, membrilor echipei, să le doresc succes în activitatea de mai departe și sper că în locul lor vor veni cândva tot oameni profesioniști și dedicați țării, patrioți adevărați. Acestea fiind spuse, stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea la această ședință record, eu cred că după durată și după numărul de proiecte. Sănătate și o seară bună tuturor!